Bun găsit, oameni buni, la o ediție specială a emisiunii noastre. În această seară vom difuza filmul Revoluția Română Șahmat, un film care a fost difuzat și pe canalul Arte, un film realizat de ziariști, documentariști străini. Am mai vorbit despre acest film și bineînțeles că vom vorbi și în această seară. Avem invitați în studio, ei se numesc domnul Mircea Dinescu, domnul Alex Mihai Stoienescu, domnul Ion Cristoiu și domnul Emil Hurezeanu. Împreună cu cei patru invitați, după ce vom difuza filmul, vom comenta ceea ce vom vedea și nu numai atât, vom mai avea o pauză la jumătatea filmului pentru a spune câteva lucruri, după care vom începe comentariul propriu-zis, după terminarea filmului, avem suficient timp, ne putem întinde inclusiv până la ora 1, dacă puteți rezista, dacă nu până la 2, că atunci sunteți... Poimine. Până poimine, putem sta până sâmbătă. Haideți să dăm drumul, urmează publicitate, după care începe filmul, ne vom întoarce în studio pentru comentarii. Since the beginning, the world has constantly strived for progress. A progress that shapes our dreams and drives us forward. A progress that inspires the new face of Johnny Walker Red Label. Whilst the spirit of a unique whiskey remains. Johnny Walker Red Label. Same spirit, evolving face. Femeile cu tenul sensibil au motive să zâmbească. Calea sigură pentru reducerea ridurilor. Produsele Eucerin pentru îngrijirea pielii cu coenzima Q10. Demonstrat clinic, vizibil mai puține rituri după 5 săptămâni. Toleranță excelentă la nivelul pielii. Programul medical pentru îngrijirea pielii. Eucerin. Disponibil în farmacii. Când simți că te doare în gât, trebuie să știi că ai de fapt o infecție a mucoasei bucale și a faringelui. Septolete. Când microbii atacă, ripostează. Sau rămâneți la adresă. Poate că nu ai încă tot ce visezi, dar o vodcă de calitate e un bun început. Scandic Vodka. Vezi jumătatea plină. Why do birds suddenly appear every time? Noul Golf. Bun venit în familie. Noul Breath Disinfecting Cleaner introduce noua tehnologie cu două compartimente. Breath îndepărtează calcarul. Și în același timp, microbii sunt eliminați definitiv. Încercați acum această inovație mondială. Noul Breath Disinfecting Cleaner. Beko îți oferă soluțiile care te ajută să fii mereu la timpul potrivit, la locul potrivit. Atrage prietenii la distracție. Ești un adevărat maestru bucătar. Cum? Speli vasele de bunăvoie? Nu eu. Pur Extra. Aproape că le spală singur. Pur Extra este cu până la 50% mai eficient și astfel curăță cu până la 50% mai multe farfurii decât detergenții lichizi de vase obișnuiți. Incredibil! Pur Extra. Puternic ca o spatulă împotriva grăsimii. Calitate de la Henkel. De sărbători, rudele se strâng la o masă bogată și închină alături de cei dragi un pahar de vin. Viță românească te cinstește cu sute de milioane. Uită-te sub capișonul sticlelor de viță românească și poți câștiga unul din cele 5 premii de 100 de milioane de lei. Dacă n-ai câștigat, trimite două capișoane cu sigla Vincon și intri în tragerea la sorți pentru marele premiu de 500 de milioane de lei. Viță românească de la Vincon Vrancea. Noul Persil Power Pearls pentru un alb sclipitor. Ce diferență! Mi-aduc aminte. Eram atât de ștearsă. M-a ignorat total când a zărit-o pe cealaltă.
Și apoi pata aceea... Dacă la alb detergentul tău arată stop, ai undă verde cu noul Persil Power Pearls. Adio urme de fete! Adio alb cenușiu! Persil Power Pearls. Pentru un alb curat. Nu doar alb. Sclipitor de alb. Vrei să fii sclipitoare în alb? Persil face diferența. Calitate de la Henkel. Februarie e luna Persil în Metro. Nu o ratați! Stalinskaya, pentru cei puternici. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Roumanie, 1989. Un soulèvement populaire met fin à l'un des régimes les plus cruels de toute l'histoire. Le dictateur Nicolae Ceaușescu est renversé. Le 25 décembre, lui et sa femme sont présentés à un tribunal, condamnés et exécutés le jour même. On prétend que tout se serait passé de façon spontanée. De Roumains trouvera la mort lors des événements de décembre 1989. Gyuri Kelemen, 23 ans, originaire de Timișoara, est mort le même jour que Ceaușescu. Assassiné par un tueur d'élite, victime d'un jeu stratégique. Le 25 tombait un lundi. C'était le jour de Noël. C'était le premier jour des vacances. La veille au soir, il avait décoré le sapin. Nous avions réparé son vélo. Le lendemain, je me suis levé à 9h et je suis allé sur le balcon. Là, j'ai entendu tirer. J'ai aussitôt demandé où étaient les enfants. Ils étaient sortis. C'est arrivé au moment où il poussait la porte. C'était prémédité. Il a été touché à la tempe gauche. Avec une arme de précision. La question c'est, qui pouvait avoir une telle arme de précision? Ça ne pouvait pas être un soldat qui aurait tiré au hasard, ni quelqu'un d'inexpérimenté. Celui qui possédait cette arme savait s'en servir, et bien. Mon père a été averti de l'accident et nous avons quitté tous les deux la faculté de médecine pour nous rendre à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés, c'était trop tard. Il était déjà mort. Et je continue à me demander pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi 1104 Roumains sont-ils morts lors des événements de décembre 1989? Les autres pays du bloc de l'Est étaient également sous la férule de régimes répressifs, mais leur renversement s'est fait sans effusion de sang. Quelle était la particularité de la Roumanie? Nicolae Ceaușescu. Dès son accession au pouvoir en 1965, Nicolae Ceaușescu engage son pays dans la voie de l'indépendance. Il prend ses distances vis-à-vis de Moscou et oriente la Roumanie vers un communisme national. En politicien habile, il en appelle à la fierté nationale de ses concitoyens, ce qui lui vaut une popularité croissante. Le
1968, Ceausescu est le seul dirigeant d'un pays du pacte de Varsovie à s'opposer à l'entrée de l'armée rouge à Prague. Celui qui ose ainsi résister au Kremlin est acclamé par l'ensemble de la nation. L'Ouest, quant à lui, le récompense en lui accordant des crédits. Les années 1970 sont marquées par un essor économique. Mais à partir de 1980, tout bascule. En opposant acharné à la perestroïka, Ceausescu refuse d'appliquer les réformes initiées par Gorbatchev, maintenant ainsi son pays à l'écart. Isolé de l'Est et de l'Ouest, il précipite son peuple dans la misère la plus noire. Vis-à-vis de l'étranger, Ceausescu joue les puissants et donne libre cours à sa folie des grandeurs. Il lui sacrifiera son peuple. Aveuglé par le culte de la personnalité qui les entoure, lui et sa femme Elena, le dictateur s'aperçoit trop tard qu'il est devenu encombrant à la fois pour Moscou et Washington. L'unité européenne est en jeu. Elle est la condition sine qua non pour la réunification de l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN et le but des États-Unis. À la fin de l'année 1989, Ceausescu est un obstacle gênant. Le temps presse. So that's why it was important to clear the way. C'est pourquoi il était important d'écarter les personnes qui auraient freiné et bloqué ce processus. Ceausescu était l'une d'entre elles. La présence de dictateurs tels que Ceausescu aurait été un frein à la réunification des deux Europes. Donc, de ce point de vue, sa disparition a libéré la voie. Nous estimions que si l'Amérique jouait un rôle fort en Europe, ce serait bénéfique, à tout point de vue. Et que cela transcendrait même l'unification du continent, le renforcement de l'intégration européenne, ainsi que la disparition de la menace soviétique. Nous pensions donc que la réunification de l'Allemagne et l'unité européenne pouvaient être réalisées tout en préservant l'influence américaine en Europe, même si à terme, elle était condamnée à diminuer. In Europe. Comment on organise une révolution? Je crois que la première chose est de définir dans le pays indiqué les forces d'opposition. Il est indispensable de mener une puissante action de renseignement pour identifier les personnes qui ont suffisamment de crédibilité et d'impact pour arriver à déstabiliser la population contre le régime en place. Toute ma vie durant, j'ai rêvé de la révolution. Et à présent, j'enseigne la théorie et l'histoire de la révolution. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'étais très impliqué dans les événements de l'époque. Très impliqué. Mais je n'aime pas me mettre en avant et dire que j'ai été courageux. On parle souvent d'étincelles pour produire une situation révolutionnaire, comme à Timișoara ou à Bucarest, et pousser les masses dans la rue. Il est en effet possible de provoquer des événements. J'étais en contact avec l'Oxford Group, avec l'ambassade américaine, avec le British Council, avec l'ambassadeur allemand à Bucarest. Bucarest.
Vous voulez trop en savoir. Les opposants au régime trouvent à l'ouest des oreilles attentives. Des agents des services secrets se faisant passer pour des diplomates repèrent, contactent et accompagnent les dissidents. Comme Doina Cornea, professeur d'université. À partir de 82, j'ai été observée. Tout le monde qui envoyait des textes à l'Europe libre était surveillé. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à être connue, alors c'était plus simple parce que c'est par les ambassades qui m'ont beaucoup aidée. Je n'avais pas le droit de le dire parce que ça aurait suscité un conflit diplomatique, non ? La Roumanie entretient avec son voisin, la Hongrie, des rapports tendus qui s'enracinent dans l'histoire. Principaux points de désaccord, les revendications territoriales concernant la Transylvanie et les droits de la minorité hongroise en Roumanie. Les services secrets occidentaux exploitent le conflit en organisant en réseau les opposants à Ceausescu, roumains et hongrois. La dissidente hongroise, Enike Bolobash, entretient alors d'étroits contacts avec de soi-disant diplomates, en réalité des agents de la CIA. Ces gens-là tenaient à ce qu'il n'y ait pas de groupe nationaliste. Ils voulaient rassembler tous ceux qui s'opposaient à Ceausescu et qui étaient pro-démocrates. Ils ont réussi à recruter des intellectuels roumains reconnus, des écrivains, des philosophes, des scientifiques. À cette époque, on rencontrait ces diplomates sous les ponts, à minuit, en secret. Ce petit réseau présent en Roumanie a réussi à faire germer quelque chose, à préparer un climat qui a contribué à favoriser la chute de Ceausescu. La paroisse du pasteur calviniste Laszlo Tökish se trouve dans la ville de Timișoara, à l'ouest du pays. Représentant de la minorité hongroise, Tökish a été l'un des premiers à s'opposer à Ceausescu. La proximité de la ville avec la Hongrie et la Yougoslavie lui permettait plus facilement de s'opposer publiquement au dictateur. Nous pouvions facilement entrer en contact avec les pays de l'Ouest. En tant que pasteur, nous recevions régulièrement des visiteurs. Et puis mon père était professeur de théologie et évêque adjoint. C'était le seul moyen, la seule possibilité, lorsque la situation était particulièrement difficile, de faire part de nos problèmes aux hommes d'église, aux ambassades, à la Hongrie, au Canada, aux États-Unis, et ainsi de suite. L'intérêt des services secrets à l'égard de Tökish va croissant. Sa fonction de pasteur fait de lui une personnalité influente. Tökish doit se faire davantage connaître à l'Ouest et en Roumanie, afin d'asseoir sa crédibilité. C'est dans ce but que Dagobert Lindslau, alors correspondant de la chaîne allemande ARD et spécialiste des services secrets, doit réaliser une interview de Tökish. Mais Lindslau refuse. Un service de renseignement occidental était impliqué, et j'ai de forts soupçons, des soupçons fondés, que le service de renseignement en question voulait, de cette manière, montrer aux dissidents roumains qu'il exerçait une influence sur des médias tels que nous, et que nous leur servions de courroie de transmission. Aux yeux des gens ordinaires, il était important de choisir une figure positive. Et un homme d'église remplissait parfaitement cette condition. Les gens qui l'entouraient et ceux qui ont lancé ce processus ont fait une analyse très précise de la situation afin de déterminer qui serait en mesure d'obtenir immédiatement le soutien de l'ensemble de la société. À l'époque, c'était une bonne décision. New York, siège de la Hungarian Human Rights Foundation. C'est d'ici que dans les années 80, l'américain Laszlo Amos, défenseur des droits des minorités hongroises,
dirigera un réseau actif en Roumanie et en Hongrie. Il informera l'Occident des crimes perpétrés par Ceausescu. Nous recevions des informations quotidiennes très fiables. Ce réseau d'opposants a opéré jusqu'à la fin de 1989. L'un de ses leaders était un jeune pasteur calviniste d'origine hongroise, le pasteur László Tőkés. Les informations qui sortent du pays deviennent une arme puissante contre Ceausescu. Diffusées en Roumanie par les télévisions et les radios étrangères, elles attisent le mécontentement et augmentent l'agitation. László Amos va jusqu'à organiser et financer le voyage d'une équipe de télévision canadienne en Roumanie pour interviewer le pasteur Tőkés dans son église. En mars 1989, j'ai réussi à donner en secret une interview à une équipe de télévision. Cette interview a été diffusée par la télévision hongroise en juillet 1989. Cela a été le début de la fin. Deuxième point, il faut mener une puissante action d'information, de propagande, depuis l'extérieur, pour montrer que ce régime, d'une part, est haï de tout le monde, qu'il est au banc des nations, qu'il ne peut plus accéder au titre de nation libérale ou tout ce que vous voudrez, et montrer qu'il y a une légitimité dans les mouvements d'opposition qui vont apparaître. La phase préparatoire d'une action à l'étranger consiste à essayer de conditionner la population. La propagande est donc très importante. On peut mettre en place ce qu'on appelle une propagande noire, c'est-à-dire provenant officiellement d'un groupe de dissidents, présent à l'intérieur du pays concerné, mais élaboré en réalité à l'extérieur du pays. On peut ainsi diffuser des émissions émanant soi-disant de ce groupe de dissidents, ce qui va renforcer l'influence de ce groupe auprès de la population. Au cours de la guerre froide, les radios occidentales, telles que Radio Europe Libre, la BBC ou la Deutsche Welle, remplacent la presse libre dans le bloc de l'Est, y compris en Roumanie. Radio Europe Libre, qui est financée par le gouvernement américain, remplit deux missions. En émettant en roumain, elle fait connaître les groupes d'opposition à l'intérieur du pays. En même temps, elle diffuse à l'étranger des reportages tournés en Roumanie. C'est un moyen aisé pour les services secrets de manipuler l'information et de lancer des rumeurs. Afin d'influencer la population, les services secrets utilisent les dissidents qui souhaitent exprimer publiquement leur mécontentement à l'égard de Ceausescu. Quand la rumeur circule que le dictateur prévoit de faire raser 7000 villages roumains, Doina Cornea est la première à protester. J'ai eu un texte extrêmement important lorsque Ceausescu voulait démolir les villages. Et alors, la radio Europe Libre a annoncé qui veut signer le texte de Doina Cornea. C'était une bêtise extraordinaire. Oui, parce qu'il vivait dans un monde libre. Et chez nous, c'était impossible. La rumeur des projets de démolition des villages se répand comme une traînée de poudre. On avance alors le chiffre de 15 000 villages concernés, principalement habités par les minorités hongroises et allemandes. Comme prévu, les protestations à l'étranger se font plus virulentes. Jemand könnte fotografieren. Bilder von Abrissarbeiten in Rumänien haben im freien Westen Konjunktur, so der Bürgermeister der Gemeinde Lovrin, Petre Militeroiu.
Ce n'était pas ce que l'Occident imaginait. L'Occident aurait voulu faire croire que des villages entiers seraient démolis, victimes de ce que l'on appelait alors la politique du bulldozer. Mais ce n'était pas le cas. Par exemple, on racontait que Gottlob avait été complètement rasé. Je me suis rendu sur place et j'ai constaté que Gottlob n'avait pas disparu. À mon retour, les dissidents m'ont dit « Ils ont attendu que vous soyez parti pour démolir le village. » Alors j'y suis retourné et Gottlob était toujours là. Toutes ces histoires, le fait d'avoir d'abord encensé un dictateur, puis de l'avoir diabolisé en faisant un second Hitler, tout ceci était le produit d'une politique comme j'ai rarement eu l'occasion d'en voir. En Occident, l'image de Ceausescu se ternit. Pourtant, en Roumanie, l'insatisfaction ne gagne que lentement la population. Et ceci malgré le fait que le dictateur est pris de folie de grandeur, seul objet de critiques de plus en plus vives de la part de l'étranger. Aux rumeurs de démolition de villages viennent s'ajouter des rapports faisant état de violations des droits de l'homme. Certains fondés, d'autres exagérés. Mais en 1988, le peuple n'est pas prêt à se soulever. L'heure n'est pas encore venue. L'aide financière internationale, plus particulièrement américaine, qui avait été la bouée de sauvetage pour son économie, a précipité la chute de son régime. Il ne pouvait pas continuer à bâtir des monuments à sa gloire et mettre son pays en faillite sans devise étrangère. Soudain, l'homme que nous avions mis au pouvoir, quand je dis « nous », j'entends le gouvernement américain, est devenu un paria. Pour son image de marque, ça a été un désastre. Tout le monde a commencé à dire, même ici, au Capitole, que Ceausescu était un monstre. Beaucoup de gens avaient au mur de leur bureau une photographie d'eux, tout sourire, en train d'échanger une poignée de main avec Ceausescu. Et soudain, ces photos ont été rangées dans les tiroirs, ou même jetées à la poubelle. Cela montre bien que ses jours étaient comptés. Le troisième point, c'est de préparer le futur chef de l'État, puisqu'il va falloir le remplacer. Il faut le préparer. Il faut qu'il arrive, naturellement. C'est-à-dire qu'il doit être l'un des responsables d'un mouvement d'opposition, ou il doit faire l'objet d'un consensus de la part des mouvements d'opposition. Il doit aussi être quelqu'un qui ne s'est pas contenté d'être en exil pendant 20 ans pour arriver dans les fourgons de l'étranger ou dans l'avion des services spéciaux qui va mener les premières opérations de déstabilisation. Il faut qu'il ait une crédibilité, parce que sinon, d'une part pour lui, ça sera très difficile d'apparaître, et ensuite, il ne pourra pas mettre en place un gouvernement crédible. Le palais présidentiel, autrefois résidence d'été du dictateur. C'est ici qu'Ion Iliescu exercera ses fonctions de président de la Roumanie. Il avait été un cadre du parti à la carrière prometteuse, jusqu'à ce qu'il critique le dictateur. Iliescu était connu de Washington bien avant la chute de Ceausescu. Iliescu était issu de l'opposition interne, et ils avaient déjà eu affaire à lui précédemment. Ils le connaissaient bien, et savaient quelles seraient ses réactions et ses limites. C'était une personne prévisible, et les Américains savaient qu'ils pouvaient travailler avec lui. J'ai entendu prononcer son nom pour la première fois au début des années 80. C'était sur les ondes de Radio Europe Libre. On le présentait comme un possible successeur à Ceausescu, une sorte de figure à la Dubček, un réformiste du communisme roumain.
Radio Europe Libre avait diffusé un reportage sur moi. J'étais très surveillé par la Securitat. Mais malgré l'hostilité de Ceausescu à mon égard, ou peut-être justement à cause de cette hostilité, je suis devenu encore plus populaire. C'est pourquoi certains avaient placé leurs espoirs en moi. Tout le monde était mécontent de la détérioration de la situation du pays et des conditions de vie. Les gens recherchaient quelqu'un capable d'apporter des changements. Des amis de la CIA font à l'ancienne diplomate Enike Bolobash quelques confidences à mots couverts. Les gens de la CIA ne parlent pas ouvertement. Ils vous donnent certains éléments de l'histoire, et c'est à vous de reconstituer le puzzle. Je ne pense pas que ces gens affirmeraient ouvertement qu'Iliescu était leur choix et qu'ils l'ont aidé à accéder au pouvoir. Mais ils l'ont sous-entendu de différentes façons. C'est ce qu'ils vous ont laissé entendre ? C'est ce qu'ils ont laissé entendre, oui. On ne se vante jamais de ses succès. Non, et la CIA en a remporté de nombreux. Vous avez raison, on ne se vante pas de ses succès. Par contre, on entend toujours parler des échecs. Ils ne savaient rien de moi, ni Bush, ni Gorbatchev. Il faut mettre au pouvoir un gouvernement de substitution qui, à son tour, va placer ses cadres au sein de la population afin de pouvoir l'influencer. Si vous renversez l'infrastructure existante, il faut la remplacer par une autre. Le but de Washington est la dissolution du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide pour son propre avantage. Dès mai 1989, le président Bush et ses conseillers saisissent la balle au bond. Les événements en Allemagne se précipitent. La réunification allemande devient alors une priorité et conditionne toutes les décisions. Mais François Mitterrand et Margaret Thatcher s'y opposent, posant comme préalable à celle-ci l'unification de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Les États-Unis voient pourtant leur but se rapprocher lorsque le mur de Berlin tombe enfin. Malte, 3 décembre. Rencontre entre Bush et Gorbatchev, qui, selon les services secrets, discuteront entre autres de la Roumanie. C'est un sommet de haute stratégie. Ce qui était en jeu, c'était l'avenir de l'Europe. Rien de moins. C'est ce qui nous a poussé à agir. Après la signature en Pologne des accords de la table ronde, et après l'organisation en Hongrie d'élections multipartites, il était évident que quelque chose d'important se préparait. Mais on ne savait pas si cela allait évoluer de manière positive, c'est-à-dire vers une unification pacifique et démocratique de l'Europe, ou bien vers un autre échec, vers une répression sévère ou un bain de sang, mené non pas par l'Union soviétique, même si on ne pouvait pas l'exclure totalement, mais par des régimes aux abois. Le génie de la politique étrangère américaine a commencé, selon moi, le 9 novembre, lorsque l'administration Bush a évalué la situation et a dit « il faut y mettre fin maintenant ». Les intérêts de la Hongrie et des États-Unis se rejoignent, particulièrement en ce qui concerne la Roumanie. Ceausescu est un obstacle à l'unification européenne et par conséquent, une menace pour le processus de réforme en Hongrie. Reconnaître ses propres intérêts est toujours difficile, surtout lorsque les circonstances sont incertaines. Et la beauté de la politique, la beauté d'un esprit aiguisé, est de reconnaître ses intérêts à temps et d'avancer dans la bonne direction. C'est l'essence même de la politique. Je suis heureux et fier d'avoir été en mesure d'analyser, d'évaluer la situation et d'avoir pris ces décisions-là. Analyse, assess and make those decisions.
Plus Ceausescu parlait de réforme et de l'adaptation du marxisme à la réalité, plus il était dogmatique. Il avait peur de faire ces réformes. Le régime devenait de plus en plus anachronique et répressif. Il devenait donc nécessaire d'agir. Nous leur avons fourni une aide très importante, qui comprenait même des armes et des munitions. Nous avons essayé d'influencer les personnes clés. Dans différents départements et ministères, nous avons réussi à trouver des personnes capables d'aider les Roumains victimes du régime. Parmi celles qui occupaient des positions clés, certaines parlaient le hongrois couramment. À l'époque, Stănculescu était général. Il avait d'abord travaillé au service central de planification, puis au sein d'un important ministère où il s'occupait d'économie. Bien entendu, face à la délégation, il n'a pas dit un mot en hongrois. Mais à l'abri des systèmes d'écoute espions, nous arrivions à communiquer. Le plus intéressant, c'est que je n'avais eu auparavant aucune relation avec un quelconque mouvement d'opposition à Ceausescu, pas plus qu'avec ceux qui occupaient des postes importants grâce à lui, et qui avaient ensuite conspiré contre lui. J'étais un sympathisant de l'opposition, mais je n'avais pas de relation directe avec elle. Ma position dans l'armée ne me le permettait pas. C'est la fonction à l'étranger de la CIA d'être en contact avec tous les éléments, à savoir le parti au pouvoir, mais aussi l'opposition, même si les contacts sont le plus souvent des opposants. Ils s'adressent à la CIA ou à un diplomate américain en disant « Nous ne sommes pas satisfaits du gouvernement. Il commet toutes sortes de méfaits. Nous aimerions changer la situation. » Ce que je vais dire est très théorique, mais selon l'intérêt que Washington et ses alliés vont porter à cette demande, ils soutiendront secrètement ce groupe dissident ou non. Ce groupe aurait bien entendu des contacts avec les militaires et pourrait ainsi organiser un putsch. Il faut préparer les circonstances et éventuellement les fabriquer qui vont permettre de déclencher la révolution. Donc ces circonstances, elles peuvent être extrêmement variables. Le service de renseignement va travailler sur des scénarios crédibilisant une action qui va intervenir et qui va être complètement artificielle. Alors, dans le cas de la Roumanie, je ne dis pas que la première manifestation de Timișoara était complètement artificielle, mais on a eu des opérations dans lesquelles les choses étaient totalement manipulées. Sur les ondes de Radio Europe Libre, Danut Gavra entend souvent parler de l'opposition menée par le pasteur Tökish. Le 15 décembre, pour montrer sa solidarité avec l'homme d'église, il descend dans la rue. Ce mouvement a débuté comme une manifestation religieuse. Mais le soir venu, un jeune homme, qui est devenu entre-temps mon ami, a commencé à crier « Abat le communisme ! Abat Ceausescu !» Le 15 décembre, quand les manifestations ont commencé, deux membres de l'ambassade américaine sont venus me voir pour se renseigner sur ma situation. Ils étaient devant notre église, mais ils n'ont pas été autorisés à entrer. D'aucuns allument l'étincelle de la révolte. Le 17 décembre, à Timișoara, des milliers de manifestants descendent dans la rue.
Ici, devant la cathédrale, ou plus exactement derrière, nous nous sommes organisés. Ensuite, un homme avec une barbe blanche nous a dit quoi faire. Nous ne savions pas qui il était, mais il nous encourageait. À partir du pont Mihal Viteazul, il a pris l'organisation en main. Notre groupe, conduit par cet homme barbu, est ensuite parti vers la rue Pestalozzi. Je faisais partie de ceux qui le soutenaient pendant qu'il parlait. Il disait, « Mes frères, dans le centre, il y a des morts et des blessés. La moitié de gauche doit aller là-bas pour aider nos frères. » Au pont d'Etchebal, j'ai vu un groupe de soldats qui nous attendaient en position de tir. Nous avons crié, pas de violence. Ils ont commencé à tirer sans en avoir reçu l'ordre. Ils nous ont tiré dessus. Et j'ai volé environ 3 mètres en l'air. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, je n'ai vu que des morts et des blessés autour de moi. Combien de morts y a-t-il eu à Timișoara? Plus de 4000, dira-t-on. Les prétendues victimes sont exposées aux yeux de tous. Il s'agit en fait d'une manipulation, comme le prouvent les traces d'autopsie. À Brașov, en Roumanie, il y a eu un mouvement semblable en novembre 87. Mais il n'y avait pas eu de victimes. Les choses sont vite rentrées dans l'ordre. On en a donc tiré la conclusion que s'il n'y avait pas de mort, si le sang ne coulait pas, le peuple ne se révolterait pas. Es sind keine Opfer von der Revolution. Diese Leute hier. Man sieht, wenn Sie sie anschauen, sind alle aufgeschnitten, nicht und alles. Wer hat die Leute getötet? Auch die Securitate? Nein, die sind gestorben. Und so, allerlei Leute. Toutes les heures, Radio Europe Libre diffuse un reportage ponctué de coups de feu et de cris. De plus, la foule est galvanisée par des provocateurs professionnels. La Securitate avait des informations et elle a infiltré des camps d'entraînement à l'ouest. Il y en avait un en Allemagne, à Zirndorf, un à côté de Vienne, à Traiskirchen, un autre à Budapest. Il y en avait un deuxième en Hongrie, à Bishke, à 40 km de l'Autriche, dans une ancienne caserne. On y entraînait des gens aux méthodes de guérilla. On apprenait à des unités entières à organiser des désordres pour provoquer des révoltes populaires. Ces camps se trouvaient sur le sol allemand, autrichien et hongrois. Mais nous savons que les instructeurs étaient américains. Les Allemands et les Américains en Autriche, dans le sud de l'Allemagne et dans d'autres pays, ont participé à cela et ont formé les personnes adéquates. Nous étions au courant de la situation et nous avons nous-mêmes été impliqués. Da, facem o scurtă pauză, trebuie să vă prezint invitații care sunt în studio, poate nu toți cei care sunteți în fața televizorilor, ați văzut emisiunea la început, e vorba de domnul Mircea Dinescu, domnul Alex Mihai Stoienescu, domnul Emil Hurezeanu și domnul Ion Cristoiu. Mai avem domnul Ion Cristoiu. Mai avem 10-15 minute din film. Difuzăm și ultima parte a filmului pentru a avea tabloul complet sau avea filmul complet și asta pentru a putea cei din studio să-l comenteze, așadar filmul. Va obliger le régime en place à réagir de façon brutale pour que l'opposition se révèle et que les forces populaires se mettent en action. Et à ce moment-là, le pays voisin ami intervient pour des raisons humanitaires, pour des raisons de politique. Ensuite, les forces amies se stabilise,
assurent la sécurité et enfin permettent l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement avec un chef d'État reconnu, des gens d'opposition. 20 décembre, Ceausescu appelle la population de Bucarest à manifester. Il rejette la responsabilité des événements de Timișoara sur les services de renseignement étrangers. Le lendemain, le pays tout entier découvre en direct à la télévision un Ceausescu déstabilisé par les cris de la foule. La figure patriarcale qu'incarnait Ceausescu a été complètement anéantie après le massacre de Timișoara. Tout le monde savait que c'était un dictateur et qu'il avait du sang sur les mains. Son image a complètement changé. Il avait à présent l'image d'un tueur, d'un assassin. À partir du moment où il a commencé à tuer son peuple, c'en a été fini de lui. Organiser une manifestation de soutien relevait d'un très mauvais conseil. Ou peut-être était-ce l'œuvre d'un service de renseignement qui lui a dit « Rassemblez le peuple, montrez que vous êtes encore populaire ». Et il a accepté. Environ une semaine après cela, à la suite de l'initiative du pasteur hongrois, des manifestations ont eu lieu à Bucarest et dans d'autres grandes villes de Roumanie. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Il y a eu convergence entre une révolution de palais et une révolution populaire à demi spontanée. 22 décembre. Les protestations se font de plus en plus véhémentes. Peu après midi, Ceausescu prend la fuite. Le colonel Rațiu téléphone au comité central. Iliescu lui répond. Iliescu m'a dit, comme si on se connaissait depuis toujours, « Écoute, Rațiu, connais-tu le général Stanculescu ?» J'ai répondu oui. « Prends une voiture, file au ministère de la Défense au cabinet du ministre. Je t'y rejoindrai. On va tenir une conférence afin de créer une structure organisationnelle. Il faut rétablir l'ordre dans le pays. » Iliescu n'a jamais reparlé de cette conversation, ni du fait qu'à midi, il se trouvait au comité central. Après la fuite de Ceausescu, la foule assaille les bâtiments du comité central. Une étape décisive, nécessaire au succès de la révolution. J'ai réussi à le convaincre de quitter les lieux. Je l'ai fait partir en hélicoptère. Quand il m'a ordonné de faire intervenir l'armée, j'ai donné l'ordre inverse. J'ai dit aux troupes de se retirer. Ces retards ont coûté cher en vies humaines. Mais en même temps, les gens ont vu que l'armée n'obéissait plus aux ordres de Ceausescu et ont commencé à crier « L'armée est avec nous ». À midi, le bâtiment était rempli de manifestants. À 17h, une demi-heure avant le discours d'Iliescu, le bâtiment fourmillait de gens de l'armée et de la Securitate. En quelques heures, nous avons perdu. La rue a perdu la révolution. Nous avons perdu la bataille. Un gouvernement provisoire voit le jour. Le Front de Salut National, conduit par Ion Iliescu. Dragi cetățeni, am avut o zi plină și grea. Au moment où j'ai demandé à Iliescu de venir au ministère de la Défense, je ne savais absolument pas qu'il avait été désigné, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, pour renverser Ceausescu et prendre la relève. Je n'ai entendu parler de cela que plus tard. Acțiunile diversioniste, teroriste, criminale, a grupelor de teroriști, care vor să împiedice funcționarea noii puteri și să destabilizeze societatea noastră. Este o ultimă zvârcolire a acestei creații monstruoase a dictaturii antipopulare. Afin d'attiser au sein de la population la peur des prétendus terroristes, on avance le chiffre de 60 000 morts. On en appelle à la population roumaine pour défendre la révolution contre les troupes fidèles à Ceausescu. Après la chute du régime, le procureur militaire Dan Voinea mènera une enquête.
Après le 22 décembre 1989, il y a eu une manœuvre de diversion. Je m'explique. On a inventé des terroristes qui attaquaient soi-disant la population. En réalité, d'après nos recherches, ces terroristes n'existaient pas. À Bucarest, quand tout a commencé, la plus grande confusion régnait. L'armée avait commencé à distribuer des armes aux civils. De qui avait-elle reçu cet ordre, je l'ignore. On a ordonné d'occuper les hauteurs. Ainsi, les gens d'en haut croyaient que ceux d'en bas étaient les terroristes et inversement. Ils se sont donc entretués. Tant que la sécurité, au moment d'une révolution de ce genre, n'est pas complètement assurée, vous n'êtes pas certain que vous avez la population complètement en main. Ces tireurs isolés, ces snipers vont entretenir la terreur, vont maintenir la population dans un état d'esprit qui est celui de dire c'est le dictateur qui continue à intervenir, donc c'est la sécurité pour la Roumanie. Donc cette population va chercher à appuyer encore plus la révolution pour arriver à une libération complète et à une réalisation totale de l'élimination des dictateurs. Il faut entretenir une certaine insécurité jusqu'au moment où le nouveau gouvernement est en place. Mona Lisa. Mon livre s'intitulera Mona Lisa. Pourquoi ? À cause de son sourire énigmatique. De moi aussi, on dit que je suis un homme énigmatique. Son rôle ? Il a eu le rôle principal dans l'organisation du procès. Mon livre paraîtra en 2007. J'y dis beaucoup de choses que je ne peux pas dire encore. Il a convoqué le tribunal et il a organisé l'arrestation et l'exécution du dictateur et de sa femme. Targoviste. En décembre 1989, le procureur militaire Voinea est accusateur dans le procès Ceaușescu. C'est ici que le procès a eu lieu. Je vais vous montrer la pièce où cela s'est passé. Vous entendrez différentes versions de l'histoire selon l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Mais si je me replace en décembre 1989, pour être honnête, le changement de régime en Roumanie n'était qu'une de nos préoccupations parmi d'autres. La réunification allemande nous importait également, tout comme le développement positif en Europe centrale, ou encore le sort de l'Union soviétique et de Gorbatchev, dont dépendaient encore de nombreuses choses. Il y a une alliance objective entre le KGB et la CIA. C'est extraordinaire de voir que ces deux services ennemis, et qui sont ennemis pour la vie, parce qu'ils ont été créés pour se battre l'un contre l'autre. Je sais qu'il y a eu de nombreuses discussions avec le gouvernement soviétique au sujet de la Roumanie. Notre point de vue sur la situation et nos intérêts n'étaient pas très différents. Vont s'allier en utilisant et en manipulant à la fois la population, les dissidents et les services de renseignement roumains pour faire tomber un dictateur qui est pratiquement le dernier rempart du communisme et de l'Union soviétique au moment où il est en train d'échouer. Je ne ferai pas de commentaires sur les opérations des services de renseignement. Je dirais simplement que ce qui a motivé la politique américaine, c'est l'éventail de questions stratégiques dont nous avons discuté. Et ça on peut le comprendre. On peut le comprendre. L'Union soviétique et l'Amérique ont intérêt à ce que Ceaușescu disparaisse.
Après le procès, ils ont été emmenés jusqu'à la porte de droite. Qu'est-ce qu'un assassinat ? Le gouvernement américain, la CIA, le département d'État peuvent renverser des gouvernements s'ils le veulent. Aucune loi ne les en empêche. Par contre, ce que la CIA ne peut pas faire, c'est assassiner des gens, c'est-à-dire commanditer un meurtre. Mais c'est une définition très fluide. Ils ont été emmenés dans la cour et ont été exécutés contre ce mur par le peloton d'exécution. Mais si un service de renseignement ami commettait une tentative d'assassinat et la réussissait, ce serait permis. Oui. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Cette révolution en Europe centrale a facilité les choses. La Roumanie a toujours fait figure de trublion au sein du pacte de Varsovie. Mais l'Allemagne était sur le point d'être réunifiée. Cela a été la décision de George Bush, d'Helmut Kohl, et c'est également devenu celle de Mikhail Gorbatchev, même s'il n'en a jamais vraiment saisi tous les enjeux. Durant la guerre froide, on a toujours craint que l'Allemagne de l'Ouest sacrifie ses relations avec l'Occident et fasse un pacte avec les Russes pour réunifier les deux Allemagnes. Les États-Unis ont parfaitement compris, la direction politique, CIA et autres, ont parfaitement compris que Gorbatchev est très faible à l'intérieur, qu'ils ont donc peu de temps pour l'avoir comme interlocuteur, et qu'il faut tout obtenir sur un temps court, sans lui faire peur. Si on y réfléchit, il n'est pas difficile de comprendre que la CIA a fait son travail. Sa mission consistait à protéger le reste du monde d'une invasion soviétique, qui à l'époque restait une éventualité. En ce qui concerne la Roumanie, les États-Unis ont suivi une stratégie à long terme. Mais quel était précisément leur but ? Pouvoir à la fois stabiliser le sud-est européen, contrôler par exemple les rapports roumano-hongrois, en intégrant les deux pays dans l'OTAN. Le deuxième point, c'est de contrôler l'espace qui dépendait du contrôle soviétique et où maintenant sont présents en priorité les Américains. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'affaire des pétroles de la Caspienne et de la réorganisation des oléoducs Asie centrale, Balkans. Les cartes intéressantes pour les États-Unis sont à ce moment-là la Roumanie, la Bulgarie. Gyuri Kelemen sera victime d'un tireur d'élite. Comme des centaines d'autres, il meurt, alors que Ceausescu est sur le point d'être renversé. Pour quelle raison ? La signification d'un événement ne peut pas être lue à une échelle individuelle, mais doit être replacée dans une perspective historique. Ainsi, pour qu'un pays devienne démocratique, il faut très souvent un grand nombre de victimes. Requires a lot of tragedies. Il faut faire des victimes, parce que sans victimes, une révolution, c'est jamais crédible. Le but est louable. Mais apprendre que vous avez été instrumentalisé, c'est révoltant. Les droits de l'homme reposent sur le principe que l'homme est le but ultime et qu'il ne doit jamais être utilisé comme un moyen au service d'autres objectifs. C'est un peu la fatalité, mais en même temps,
c'est dire que cette mort n'a pas été inutile, elle a servi à quelque chose, même si intellectuellement, l'ensemble des manipulations qui sont arrivées à cet acte sont moralement condamnables ou difficilement acceptables. C'est un événement qui a permis d'avancer dans l'approche vers la liberté, dans l'approche de la libération du peuple roumain. C'est la fin du bloc, c'est-à-dire la réunification de l'Allemagne, non pas une Allemagne neutre, comme l'aurait pu le supporter ou l'approuver Gorbatchev, mais une Allemagne dans les structures atlantiques, ce qui est véritablement la défaite soviétique. Il est facile de regarder en arrière et d'affirmer que cela ne pouvait se passer que de façon pacifique. Mais ce n'était pas ce que nous pensions à l'époque. D'abord, nous n'étions pas absolument certains des intentions de Gorbatchev, même si nous étions relativement confiants. Mais si les événements avaient mal tourné, il aurait pu être renversé par un putsch. Et le scénario, à partir de la moitié de 1989, aurait pu être très différent. Toutes ces choses étaient concomitantes. Et bien sûr, le jeu sur cet échiquier a influencé le jeu sur d'autres échiquiers. Les Américains n'ont pas joué au poker, là. Ils ont vraiment joué aux échecs avec les Russes. Et a priori, ils avaient les blancs, puisqu'ils ont gagné. Acesta a fost filmul. Am putut difuza documentarul Revoluția Română Șah Mat în cadrul ediției din această seară prin amabilitatea televiziunii române, TVR. Sunt materiale filmate și filmul a fost făcut de către ziariștii străini cu ajutorul TVR și le mulțumesc pentru faptul că ne-au pus la dispoziție, că au avut amabilitatea de a ne da posibilitatea să difuzăm acest film. Trecem direct la comentarii. Domnule Dinescu, m-am văzut revoltat de mai multe ori pe parcursul difuzării filmului. Știi o vorbă de asta populară la o mormântare, știi? Nasol moment, mișto colivă, știi? Mi s-a părut ceva absolut jalnic. De mult n-ați mai văzut atâția tâmpiți la un loc care să-și dea cu părerea despre un lucru la care nu au participat. Mare majoritate sunt urechiști, începând chiar cu domnul Stelian Tănase, știi, care reiese acolo că a fost cel care din umbră a manevrat și căruia i s-ar fi luat puterea pe 22 decembrie. E o viziune, dacă vrei, de amatoristică asupra evenimentelor din decembrie 89 din România, fiindcă e făcut ca și cum toată povestea ar fi avut loc într-un stat sud-american, unde CIA-ul avea agenții, a tras câteva sfori. În primul rând că dacă CIA-ul dădea această lovitură în România, nu luau puterea în România nici activiștii de partid și nici securiștii. Fiindcă România, asta s-a întâmplat. Au fost acceptați, că asta a fost, asta a fost bafta noastră, ca să zic așa. Nu era spre deosebire de Cehia, Polonia, Ungaria și alte țări, chiar și Rusia, în România nu exista ceea ce se cheamă o organizație clandestină, dizidentă, care să preia puterea. N-au existat nici sindicate libere, nici asta din Cehia, Carta 77, nici mișcarea sindicală din Polonia, nici măcar samizdatul din Rusia n-a fost în România. A fost într-adevăr o țară ținută bine sub picior, cu o populație terorizată mai degrabă de mizerie, de foame și de frig. După cum știți, la oarea în România nu trebuia să vină cineva cu un scenariu ca să răsucească o cheiță în populația României.
Asta mă deranjează pe mine, că trebuia făcut ceva. La ora 9 în România, copiii nu mai știu, la ora 9 se stingea lumina în toată România. Ceaușescu ne îndemna să mai luăm un palton pe noi seara, pentru că se închidea și căldura. Femeile erau controlate la servici, venea un doctor și cu un securist, și venea doctorul ginecolog, le așeza pe scaun și le controla dacă nu sunt gravide. La alimentare te duceai și ca să iei 200 de grame de salam, arătai buletinul populației, da? Nu mai vorbesc, spaima de secu. Dacă aveai o mașină de scris, era scriitor, trebuia să te duci cu ea la poliție. Era o teroare la toate nivelurile, era o populație paralizată, de foame, de frig, de frică, cu un dictator nebun, deși trebuie să recunosc că în tot filmul ăsta, singurul care era autentic, în rolul ăsta, în piesa asta proastă, era Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu, care jucau de adevăratele. În rest, toți și-au asumat niște roluri și pe care... Și spuneți-mi, ce legătură are asta, faptul, știm foarte bine cum era populația, știm foarte bine ce stres, ce nebunie trăiam atunci. Noi, dar ce legătură are asta cu intervenția serviciilor secrete? Păi eu vreau să spun Revoluției Române. În momentul în care în Chile americanii au intervenit, s-a dat o lovitură de stat și au pus omul lor, generalul Pinochet. Și a venit, care slavă Domnului, a stat 20 de ani la putere, a schimbat un sistem cu omul lor. Care era omul americanilor în România? Zi-mi unul măcar cu adevărat, care s-a fost agent al CIA-ului, înțelegi? Și ziceam, au avut măcar unul în toată această afacere. Ideea că vor să-i rescrie biografia și lui Iliescu Țăracu, care a făcut la Moscova, eu în locul lui o lăsam încurcată, știi? Cineva odată, la o adunare așa de scriitori, povestesc o chestie mai hazle, dar putea să acționeze și Iliescu așa. A făcut un banc pentru că un personaj important la un târg de carte era de origine evrească. Cineva a spus despre Marin Sorescu. Știi că și Marin Sorescu este evreu. Și că Marin Sorescu avea chef să ia premiul Nobel, să fie lansat în față și să zvonea că, domnule, dacă ai relații, nu știu. Și Paul Miron a făcut acest banc. Îl știi pe Paul Miron, profesor din Germania, în fine. Un om foarte respectabil. Respectabil, dar cu un simț al umorului așa. Și s-a dus și la Marin Sorescu și a zis, Marine, fii atent că am spus domnului așa că ești evreu, nu știu ce poate să-i spun că nu ești. Și Marin Sorescu ce a spus, zice, bătrâne, lasă-o încurcată, știi? Eu mă mir că Iliescu n-a lăsat-o încurcată pe ideea că CIA-ul l-a pus să conducă România, că își spunea toată chestia, toată facultatea aia și tot ce a cântat el la Moscova cu Segera și Ciocanu. Da, domnul Hurezan. Da. Ce-i de spus? Sunt surprins. E un film de un infantilism și de un tezism absolut dezarmante. Și iartă-mă, are și o latură jalnică. Numai acei doi români care jucau Șah în Cismigiu, care erau doi negri din studenți, probabil, în România, bătrâni, îmbătrâniți aici. Prima dată, infantilizarea românilor, transformarea lor într-un fel de cobai care abia așteaptă experimentatorul ca să-și dea seama pe ce lume trăiește și să înceapă o revoluție, e revoltătoare, e ofensatoare. Transformarea lui Ceaușescu într-un personaj ok până la un punct pus în post de american. Iar o altă prostie. Afirmații absolut lipsite de orice sens. Deci, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat în România atunci? O țară aflată în pragul imploziei din cauza unei mizerii fără egal. O țară cu o clasă politică complet inaptă și inactivă. O țară cu o poziție insulară. O țară desprinsă de Uniunea Sovietică în momentul cel mai prost pentru ea și cel mai bun pentru Uniunea Sovietică, pentru că acolo începeau să se schimbe lucrurile. O țară de care Occidentul era relativ neinteresat. Ideea că erau trupe în lagărele de refugiați politici de la Traiskirchen, de lângă Viena, de la Bishkek din Ungaria și de la Zirndorf lângă Nürnberg, asistate de americani, o aud pentru prima oară. Recunoaște că era instructor la tragere. Trebuie să recunosc că este imposibil să fie existat oameni români refugiați politici la Zirndorf lângă Nürnberg, pe care să-i înarmeze americanii și de care să nu afle opiniile publice democrate din Austria, din Germania. Așa ceva e de domeniul utopiei. Apoi, lucram la Europa Liberă. Da, domnul Stoienescu îmi spune că tu mai scrie în cartea domniei sale despre mine ca diversionist. Domnilor, vă rog să mă credeți. Pe mine,
Și pe noi nu ne-a manipulat nimeni niciodată. Nimeni nu ne-a spus trebuie să dezvoltați o dizidență în România în așa fel încât situația de acolo să fie pusă pe scaunul electric, dizidenții să provoace populația asta complet nevertebrată, decerebrată, care la un moment dat, prin multe victime, să-l răstoarne pe Ceaușescu. E o prostie. Realitatea este asta. Ai o scenă în care se trăiește din ce în ce mai prost. Dictatorul vrea să dărâme satele. Nu mă interesează că n-a dărâmat 6.000 de sate. Era o politică de sistematizare cu zeci de biserici distruse. Și în primul rând nu s-au dărâmat satele ungurești. Iertați-mă, s-au dărâmat satele din jurul Bucureștiului și bisericile, monumentele neamului. Cel mai important monument, Văcăreștiul. Deci pe noi nu ne-a manipulat. Din perioada medievală. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu ne-a manipulat niciodată. Nimeni. Dar ce trebuie să vină cineva să-mi spună că e rău în România, mă, vedea orice. Și vreau să vă mai spun ceva. Îi cunosc pe mulți dintre actorii, personajele acestui film. Domnul Dagobert Lindlau, redactor la ARD, care vorbea de satul acela din Banat. Unii îi spun, vezi că s-a dărâmat, el vine, îl vede întreg, află că s-a dărâmat după ce a plecat el. Păi știți cine este acest domn Lindlau? Acest domn Lindlau l-a intervievat pe Ceaușescu după Congresul al XIV-lea, transformându-l într-un erou național. Venea în Germania cu filme din România, fără să spună un cuvânt despre mizeria oamenilor, despre străzile întunecate, despre dizidenți persecutați, despre sate dărâmate, nu satul din Banat, deci o singură biserică din București. În schimb, îl prezenta pe Ceaușescu ca pe un ultim apărător al autonomiei naționale. Acest domn Lindlau a invitat la un moment dat într-un studio în Germania trei români pe care să-i convingă să vorbească despre sistematizarea rurală. Au venit. Unul dintre ei era Doru Braia, care venea de la München. Ceilalți doi era arhitectul șef al Bucureștiului și redactorul șef al revistei Viața Economică, Ioniță Olteanu. I-a adus acolo, Braia venind din exil, pe ceilalți doi a trimis regimul de la București, care să facă propagandă lui Ceaușescu. Deci știți ce au făcut ăia? Au fugit înainte de misiune. Au cerut azil politic. Da. Doamna Durandă este o persoană extrem de interesantă. Pune cu totul carul înaintea boilor. Dar cu totul. Să-i transform pe americani în scenariștii Revoluției din România, pentru că nu e așa, în anul 2004, să transforme România în capul de pod pentru Caucaz, pentru Orientul apropiat, este o teză absolut transparentă. După părerea mea, avem aici de-a face cu o replică în forță, tezistă, contrafăcută, de fapt mincinoasă și revoltătoare, a unor cercuri vest-europene care încearcă acum o formă de vendetă pentru atitudinea pro-americană susținută a României din ultimul timp, din ultimile luni. Este clar o astfel de ripostă sau și o astfel de ripostă. Mie nu mi se pare că anti-american, chestia e pro-americană așa. Americanii sunt capabili în Irak să facă, în Serbia, în măsura în care românașii sunt infantilizați și scoși din orice fel de circuit, rușii sunt angelizați. Observați aici ce triunghi avem. Românii sunt infantilizați, americanii diabolizați, pentru că e o mașinărie americană, nu? Iar rușii, angelizați. Nu există ruși. Nu există ruși. Ba, există unul cu barbă albă. Cred că ăla era unul. Un țăran pravoslavnic din Rusia. Domnul Stoienescu. Da. Cred și eu că filmul are toate defectele prezentate până acum aici. Este fără îndoială, în aceeași linie cu scandalul declanșat în presa română anul trecut, cred că tot de doamna, de ziarista franceză, Durandă, exact, că jumătate din guvernul Năstase e format din agenția ei. Ar fi vrut ei. Și eu aș fi vrut. Guvernul român e măcar să fie agenția ei, băi. Este în același traseu cu emisiunea de la CNN cu încălcarea embargoului în 1998,
pe același traseu cu emisiunea TV5 din 13 iulie 1992 despre Republica Moldova, în care războiul din Republica Moldova, în care românii, voluntarii români, erau niște asasini cruzi sălbatici, iar cazacii care veniseră acolo să rupă erau niște eroi romani. Deci pe această linie există nenumărate exemple de astfel de filme și domnilor, vă întreb, pentru că n-am răspuns la întrebarea asta. Vă răspund imediat. A fost o conspirație? Serviciile secrete au acționat măcar în declanșarea Revoluției? În acest film sunt totuși trei lucruri pe care le-am notat și care mi se par interesante. În primul rând, mie mi s-a părut interesant ofițerul francez de informații secrete, cred că dacă am înțeles bine, îl chema Fondiel. Exact. Și care îmi confirmă mie, eu fac studii de 2 ani de zile pentru volumul 4 la istoria loviturilor de stat în România, pentru partea pentru Revoluție, da? Și este pentru mine o confirmare la o serie întreagă de alte informații pe care le-am deja despre faptul că asupra regimului lui Ceaușescu s-a declanșat o subversiune internațională. Termenul este dur, românii nu sunt obișnuiți cu el, dar acest tip de operațiuni care se desfășoară de la propaganda neagră pe care au enunțat-o în film. Deși să știți că propaganda neagră se începe, înseamnă cu totul altceva. Da. A fost folosită, propaganda albă, mai degrabă. Da, a fost folosită în al doilea război mondial de britanici, în primul rând, mai ales. Și, ca să dau un exemplu, propaganda neagră este a-l face pe Ceaușescu Dracula și a-l prezenta ca un sângeros și așa mai departe. Închid de paranteză. Deci ceea ce spune acest ofițer este important pentru că el prezintă niște mecanisme ale subversiunii pe care noi le-am recunoscut, sau cei care cercetează subiectul le recunosc în evenimentele care s-au petrecut în România. Al doilea punct, ca să nu lungesc, o să le prezint imediat. Al doilea punct, și n-am să lungesc, intervenția mea, și care mi se pare punctul cheie al filmului, informația, pentru mine, cea mai importantă informație, este aceea a fostului prim-ministru ungar Miklós Németh, prim-ministru în 1989. Care bate câmpii, iertați-mă. Nu, e singura persoană autorizată și dar care bate câmpii, care spune la un moment dat că populația României abia aștepta Tocchei să... Tocchei și a fost o victimă. O secundă, o secundă, vă rog. Și care era primul ministru al Ungariei. Da, și spune că a livrat arme și muniție. Arme și muniție. Domnilor, să ne înțelegem, pentru orice om și pentru cel mai simplu vânător, o armă nu se dă, nu se livrează decât pentru a fi folosită, nu pentru a fi pusă la panoplie sau a se juca copii cu ele. În momentul în care dai arme și muniții, le dai pentru a fi folosite. Este prima informație extrem de importantă și atât de publică despre una din subiectele de la Timișoara, se pare că și de la București, asupra faptului că primii răniți sau morți de la Timișoara ar putea să nu aparțină forțelor de ordine românești. Ați ieșit vreodată în străinătate înainte de 89? Da. Ați intrat în România înainte de 89, la granița României? Normal, sunt aici. Păi nu puteai să intri nici cu o revistă porno, te căutau ăia, iertați-mă, și în ureche. Înțelegeți? Așa este. Așa. E, cum intrai, mă, tare, cu un Kalashnikov în România? Explicați-mi acum, nu? Da. Nu vă rămân. Cum se intra? Aduceau bicicletă, da. Cum intra? Am să încerc să ia vezi. Explicați-mi cum intrau în România armele. S-a intrat după 22 decembrie, deci când a început nebunia, atunci era posibil orice, că să duseseră, dar înainte comploturi de-astea cu arme și timișorenii și, în general, cetățenii români din zona frontierei cu Ungaria știu foarte bine că în acea perioadă, cam de prin 87, chiar 88 și 89, granița cu Ungaria a fost extrem de despenetrată. De altfel, studiind rapoartele unităților de grăniceri, unul din motivele pentru care au fost trecute de la Ministerul Apărării la Ministerul Interne, a rezultat că numărul transfugi, deci a oamenilor care treceau frontiera, crescuse de 4 ori față de anii anteriori. Deci erau poteci întregi și de multe ori treceau cu șefii de pichete și cu ofițeri de grăniceri împreună, cum a fost și cazul acela. Intrau sau ieșeau? Intrau și ieșeau. Intrau și ieșeau. În al doilea rând. De ieșit știm. No. De intrat, asta n-am prea auzit. Dacă mi-aduc aminte, un poet pe care l-am iubit foarte mult pentru poeziile lui spunea așa că în acea perioadă grănicerii întorseseră armele spre țară. Păi, da. Mai ținte cum îl cheamă pe grănicerii? Da. Pe poetul ăla, Dinescu.
Deci, nu mai mă chinui acum, lasă-mă să explic. În al doilea rând, a existat și există în arhivele securității niște informații care, din păcate, nu sunt puse la dispoziție, dar se știe despre ele și nu numai o știm. În legătură cu acele coloane de mașini și de turiști sovietici, că nu erau numai sovietici. Ce se întâmplă? Erau ale CIA-ului mașini. Da, după filme erau ale CIA-ului. Mai este un aspect. Ele au fost interceptate și urmărite din județ în județ de securitățile locale și există o serie întreagă de relatări despre ce comportamentul acestor coloane de mașini. La un moment dat, în anumite județe, au fost ordonate incidente minore care să permită verificarea a portbagajelor, a mașinilor, un mic accident. Ele n-au fost verificate la... Iertați-mă, iarăși revin la graniță. Orice mașină care intra în România era controlată și în cauciucuri. Nu este de adevărat. Ce trebuiau ele controlate după ce au intrat în... Nu este adevărat. Cum nu e adevărat? Deci coloane... Doamne, nici cu salam, iertați-mă, dacă luai un salam, veneai din străinătate, din Rusia și aveai salam la tine, ți-l confiscau, te căutai aia de salam. Da, asta se întâmpla cu tine, românul. Trebuie să puneți la ideea că nu tot ceea ce nu înțelegem nu există. Sigur. Sunt total, mai ales de, acord, când e vorba sunt total de, de acord. Dar ideea că intrau unii ca în brânză în România, hai mă... Dați-mi ei voi. Au intrat. Dați-mi voie să... Rușii au intrat ca în brânză. Spune, vreau să-i răspund și nu mă lasă. Vă rog. Ce se întâmplă? Se făcea doar înregistrarea numerică. Deci numărul de persoane care a intrat și originea. Haideți că intrăm în amănunte cu autobuze. Spuneți-mi. Suntem de acord că o coloană de ruși a intrat. Și ceea ce vreau să spun este că e perfect credibilă afirmația domnului Miklos Nemet, primul ministru al Ungariei, că s-au introdus arme și muniția în România sau că a fost... Domnule, ce coloană de ruși a fost pe 21 decembrie în piața universității? Care secundă. În securitatea a tras în tine. O secundă. Domnul Sorin, ce coloană de ruși a fost în... Inferența, dacă am înțeles bine, este că primele victime din rândurile revoluționarilor n-au fost ale trupelor de represiune ale lui Ceaușescu, ci ale acestor domni cu arme maghiare? E nevoie să repet atunci ce am spus. Deci ce spune următorul lucru. Ce spune eu este următorul lucru. În conformitate cu afirmația primului ministru al Ungariei din acea vreme, dacă l-ați văzut pe televizor, a introdus arme și muniții și le-a dat acestor oameni pregătiți să lupte împotriva regimului Ceaușescu. Și eu am afirmat că în momentul în care dai cumva arme și muniții și îl pregătești, nu-i dai să se uite la ele, să joace, le dai să le folosească. Ceea ce presupune pentru mine că este perfect posibil ca colaborate cu alte informații pe care le am despre ce s-a întâmplat în joc, să le și fi folosit, astfel încât primele victime să fi fost produse de acești indivizi. Asta este ipoteza mea. Bun, spuneți-mi, credeți în intervenția serviciilor secrete străine la începuturile Revoluției, în declanșarea ei, mai bine spus? Fără îndoială. Domnule Cristoiu. Deci cred că difuzarea filmului la Antena 1 în seara aceasta nu este întâmplătoare. Tocmai Parlamentul României a votat admiterea noastră în NATO și este un film dedicat admiterii României în NATO. Pentru că din acest film rezultă că încă din 1989 domnul Ion Ilescu era agent CIA, contrar a ce știam până acum, că a fost supravegheat, ales și că în consecință, nu întâmplător, fiind vorba de domnul Ion Ilescu ca agent CIA, ne-a dus în NATO de partea americanilor. Și noi care strigam prin anii 90 sau unii FSN, du-te în URSS, erau niște proști că trebuia să spunem FSN, du-te la, în America. Este numai una din marele... Deci eu sunt adeptul intervenției sau implicării serviciilor secrete, dar filmul pur și simplu și pe mine m-a dat, m-a uluit prin prostiile pe care le spune. Deci tezele sunt absolut... În primul rând că implicarea serviciilor secrete străine e atât de exagerată încât este incredibil. Este greu de presupus că poporul ăsta pe care nu întâmplător imaginele arată un popor de tâmpiți, așa vegetal, cum spunea o poetă colegă cu Mircea Dinescu, era atât de, cum să spun, ședea atât de bine și la un moment dat au trebuit să vină toate, mai ales serviciile americane, și să pună la cale tot. Au fost condițiile foarte grele, foarte grave de la noi din România. Păi și de ce? Ceaușescu, fiind agent al CIA-ului, a creat niște condiții atât de nasoale, înțelegi, încât populația s-a rezvoltat. Deci hai să ne vedem. Deci aici este vorba... Hai să ne înțelegem. Păi să ne înțelegem. Nu. Oamenii au vorbit și au expus punctul lor de vedere ca oameni care au trăit. Nu, au fost... Vreau... Evident că Mircea Dinescu
Vreau să vă întreb, nu știu dacă e agenția E sau KGB, rezultă că e CIA. Și CIA și KGB. Băi, eu în anul ăla eram... Deci stai să vedem cele două teze. Vă dați seama că tot KGB-ul a trecut la CIA. Cele două teze absolut aiuristice, teze teoretice sunt. Prima este faptul că KGB-ul n-a avut nicio implicare, care este, după părerea mea, o contradicere flagrantă, pentru că interesul ca în România să se schimbe și să vină o echipă perestroichistă condusă de Ionilescu a fost a Moscovei. Că ulterior s-au radicalizat, că oamenii au strigat jos comunismul, este altceva. Al doilea că ulterior lucru, a trecut la de Uniunea Sovietică. Vorbesc de radicalizare. Domnul Ionilescu, în după-amiaza zilei, a început dragi tovarăși. Era clar că nici domnul el nu imagina. A doua chestiune. Deci în aceste condiții a considera, deci a ridica o atât de mare statuie lui Ceaușescu, iar este greșit. Pentru că din acest film rezultă că Ceaușescu era nu atât o piedică în calea planurilor lui Gorbaciov de a-și pune o echipă. Și în Europa, noi Europa. Adică nu. Unificarea germană. Deci Ceaușescu era o piedică în calea instalării în Est a regimurilor gorbacioviste, că ulterior s-au schimbat lucrurile. Eu nu cred că este un film. Eu vă propun și dumneavoastră și invitați-o în această seară să plecăm de la următorul lucru. Cred că nu mai există emoția și tensiunea care existau în anii 90, la începutul anilor 90, când dacă ar fi venit cineva și ne-ar fi spus că a fost o lovitură de stat sau că la mijloc au fost serviciile secrete, îl mușcam de gât, îl strângeam de gât și luam la bătaie. Deci, s-a spus și atunci. Tensiunea era extraordinară. Eu cred că putem să facem în acest film doar un punct de plecare într-o discuție. Păi nu. O secundă. Discutăm de film, dar putem să plecăm de la acest film să discutăm dacă într-adevăr, că asta se poate discuta mai puțin să împlinesc 15 ani la Revoluție. A existat intervenția serviciilor secrete. Ce rol au avut serviciile secrete în declanșarea măcar a Revoluției Române? Cred că sunt câteva întrebări la care putem, să le punem, să răspundem. Deci hai să ne lămurim. Acesta e un film. Deci încă o dată spune, sunt adeptul implicării și nu sunt adeptul spontaneității absolute. Dar este atât de tezist acest film. Am înțeles. Dar e foarte important, pentru că a felul acesta vedem și alte sute de filme care se fac uneori despre România. Bun. Și de-abia acum vedem noi care știm. Dom'le, plecăm de la acest film. Să spunem că are locurile comune. Păi, dar filmul ăsta nu mi-aduce nimic nou. Deci filmul ăsta nu mi-aduce nimic nou. De acord, dar plecând de la acest film, fără să aducă nimic nou, haideți să vorbim. Care este părerea dumneavoastră acum? Au fost intervenția serviciilor secrete, CIA, KGB, servicii secrete europene și așa mai departe, în declanșarea Revoluției Române? Păi bineînțeles. Dar nu halul ăsta. Păi cel mai tare influențat. Aici avem de-a face cu o caricatură. Serviciile secrete bulgare, domnule. Eu ne uitam la bulgari. Nu. Ce se întâmplă? Cum? Vă rog, serviciile secrete bulgare au fost mai tare decât americanii, că maica mea a început să vorbească bulgărește. Se uitam fiecare țărnau și oare la filmele după ce, în decembrie 1985 Gorbaciov și Ronald Reagan spart gheața, nu? Care a existat între cele două supraputeri, îndată după moartea lui Brejnev și până la Gorbaciov, asistăm la o apropiere a celor două mari puteri, cu o miză din ce în ce mai clară. Reunificarea Germaniei, într-adevăr, pe care americanii au dorit-o și au și obținut-o sub tutela NATO, în timp ce rușii până în ultimul moment o vroiau neutră, și de aici încolo renunțarea la doctrina Brejnev. Adică rușii în 1988 anunță că în cazul în care au loc mișcări de înnoire, de perestroică și glasnost într-una din țările satelit, trupele sovietice nu se mai simt datoare să intervină. Nu. Și în România când Iacovlev, mai țineți minte, a spus, schimbăm doctrina Brejnev și apare doctrina Sinatra. Aveți o altă perspectivă, da, pentru că erați în Germania, da? Deci, din punctul meu de vedere, care au fost serviciile care au intervenit în România pentru declanșarea, pentru reușita Revoluției Române? A spus că da, fără îndoială. În 1982, colonelul de informații KGB, Oleg Gordievski, da, primește de la Andropov, înainte de ca acesta să devină, deci, liderul de partid, misiunea, știm asta din memoria lui, care au apărut și în limba română, au apărut în foarte multe limbi, misiunea de a face un studiu despre situația din România, pe care conducerea KGB-ului o socotea explozivă din următoarele motive. O societate din ce în ce mai pauperă,
un regim tot mai depărtat de Uniunea Sovietică, dar și restalinizat, de fapt, în structura lui, și pericolul unei rupturi sociale care să ducă la prăbușirea regimului și la prăbușirea comunismului, având în vedere că românii erau învățați cu Occidentul, pe care i-a învățat chiar Ceaușescu. Punctul esențial. Așa. El face acest studiu, Gordievski ne spune asta în memoriile lui, și Andropov după aceea, cu șefii KGB, au o anumită strategie, pornind de la acest studiu. Și anume, după 1984, intră în funcțiune strategia asta, mai spune Gordievski, în 1985 fuge, tradează la englezi și englezii îl extrag din Mai întâi, din în 1983, au loc primele tentative de a organiza generale armatei române. Lăsați-mă să termin povestea rusească. Și după aceea vedem în ce fel povestea rusească a avut imediat efect în România. Da. În raport, Gordievski și Andropov trag niște concluzii, și anume, reactivarea oamenilor Moscovei în România, transformarea comuniștilor prosovietici în dizidenți. Atenție, cu un accent special pe care îl regăsim și în memoriile lui Gorbaciov, asupra dizidenților de stânga, comuniști și prosovietici, nu asupra dizidenților de dreapta sau eventual pro-occidentali. Toate aceste date corespund cu întâmplări existente sau presupuse în România. Complotul generalilor în timpul vizitei sau înaintea vizitei lui Ceaușescu în Germania, în 1984, Ion Ioniță, Patilineț, comandorul Radu Nicolae, and all. Avem așadar aici, repet, memoriile lui Gordievski sunt credibile, pentru că sunt completate și cu memoriile lui Gorbaciov, de la începutul anului 90. Deci e clar că Rusia, Uniunea Sovietică, a fost interesată inclusiv prin servicii secrete. Da. Ne oprim puțin, luăm o legătură telefonică. La telefon se află domnul Radu Tinu. Domnia sa a fost adjunctul securității în decembrie 89 și se afla la Timișoara. Adjunctul securității Timiș. Bună seara! Bună seara, domnul Ducă. Bună seara, invitațiilor dumneavoastră. Ați văzut filmul. Spuneți-ne în ce măsură serviciile ungare sau... să spunem, agenții maghiari s-au aflat la Timișoara în decembrie 89 și dacă au acționat sau dacă au existat alte servicii secrete străine care acționau în acele momente la Timișoara. Deci, e foarte clar pentru domnul Gurezeanu, care lua banii de la Congresul American și știe foarte bine despre ce e vorba, domnul Dinescu, care era prieten cu ambasadorul Olandei și alții care îl vizitau zi de zi, despre ce este vorba. România rămăsese atunci ultima țară, ultimul bastion, să zic, în Est, care se opunea la toate schimbările, știu, provocate și produse datorită înțelegerii dintre Gorbaciov și președintele Americii. Filmul este ca și orice film, este și multă ficțiune în el. Dar serviciile secrete, deși nu sunt iubite niciodată, sunt necesare. Și ele au intervenit. N-au intervenit, așa cum spunea domnul Alex Oenescu, cu armament. Deci eu știu de tabără de la Bichke, vă spun că am citit cartea lui Pacepa adusă de un informator de-a meu trimis la Bichke și mi-a adus-o și în limba maghiară, dar și în limba română, Orizontul Roșii, prin mai 89. Deci exista aceea. Roșca, Cornel, primul șef al României Libere de la Bichke din Ungaria, era din Timișoara. Vă pot spune și mai multe despre ea. A terminat ASEU, soția lui era o femeie foarte frumoasă, avea doi copii cu ea, era mai în vârstă decât el și așa mai departe. Pot spune foarte multe lucruri. S-a acționat, concertat pentru căderea zidului, nu al Berlinului, ci a cortinei dintre Est și Vest. A câștigat Vestul. Ceaușescu a fost cel care s-a opus și a fost ultimul mohican. Acum, vis-a-vis de cele spuse de domnul Dinescu, care totdeauna a fost un fel de gică contra, să mă scuze, că noi amândoi suntem născuți cam în același an, în același județ, dar diferența dintre noi este că dânsul a terminat Ștefan Gheorghe, unul altceva. Și vorbește mult și frumos. Domnul Tinu, știți ce vă rog? Eu sunt activist de partid și matale care ești colonel de securitate, ești domnul un dizident. Tinu, haideți să nu vorbim de ce a făcut și chestiunea aceea. Eu am făcut ziaristica, o secundă. Maestre, și chestiunea aceea cu domnul... Nu am făcut școala de securitate la Băneasă. O secundă. Și chestiunea cu domnul Gurezeanu, că era plătind banii americanilor. Da, domnule, asta eram plătit banii contribuabililor americani. În timp ce dumneavoastră erați în solda lui Ceaușescu într-un regim represiv. Asta e diferența. A României, domnul. Nu, niciun caz.
Domnul Ciuncă. Dumneavoastră nu iubeați România. Spuneți-mi, spuneți-mi, erați la Timișoara? Erați la Timișoara, spuneți-mi care au fost, care au fost mișcările de, de trupe, să spunem, în acele zile. Ați făceați raportări către București, erați, care era starea de spirit în securitate și ce se discuta? Domnul Ducă, deci toată lumea știe că situația în România era explozivă. Toată lumea era nemulțumită și eu stăteam tot la bloc ca și domnul Dinescu sau ceilalți și tot aveam lumina închisă la ora 10, tot aveam acea situație materiale. Nu stăteam nici în cartierul Primăverii, nici în altă parte. La Timișoara, în acea perioadă, pastorul Teocheș, care era un motiv al începerii și al provocării, nu știu, căderii, că s-a încercat și să se, eu știu, să se creeze un nucleu și la Cluj cu doamna Doina Cornea. S-a încercat și cu Mircea Dinescu la București. Cine s-a încercat? Cine a încercat? Pe cine a încercat? Cine îl vizita pe Mircea? Cine îl vizita pe doamna Cornea? Și s-a încercat și la Timișoara cu un distins profesor universitar care a refuzat. Îl știu foarte bine și... Cine a încercat? Păi cine a încercat? Ambasadorul Olandei și ambasadorul Angliei, da? Nu, stați o secundă. Cine a încercat cu Tökeș? Că spuneți că a încercat cu Tökeș și a încercat... Domnul Tucă. Deci, cu Dinescu e mai greu să încerce deci cineva. Eu sunt prea mic pe lângă un prim-ministru al Ungariei, care spune foarte clar ce s-a întâmplat. Deci, exceptând treaba cu armamentul și cu muniția, eu n-am avut informații despre înarmare și muniții, deci exclus această treabă. Dar faptul că acei oameni care au trecut clandestin frontiera în Ungaria, în perioada 89, o parte și marea lor majoritate au fost reținuți și duși în acel lagăr de la Bișche. Și au fost și plătiți pentru a face ce au făcut în fața ambasadelor și trimiși înapoi. Deci, serviciile de informații se implică întotdeauna pentru crearea unei debarcări. Despre ce servicii secrete de informație vorba? Care sunt serviciile care au acționat la Timișoara în decembrie 89? Domnul Tucă, Ceaușescu era împotriva la toți și normal că împotriva lui să fie toți. Și serviciile sovietice și serviciile nord-atlantice sau de vest, să spunem așa. Foarte clar, deci nu sunt... Deci gândiți-vă doar că înainte de invazia în Irak, un înalt oficial american spunea ne-am gândit că ar fi posibil să creăm o revoltă populară ca în România. Mai trebuie să discut ceva. Deci e foarte clară treaba. Deci dumneavoastră aveați informații atunci, domnul Tinu, în decembrie 89, că se află acolo agenții ai serviciilor secrete sau că erau trimiși oameni de către serviciile secrete să destabilizeze, să facă diversiune? Nu, dar ideea că o țară cu 20 de milioane apasă 5-5 pe un buton și se revoltă. Domnul Tinu, de ce n-au reușit americanii să creeze o revoltă populară în Cuba? Că aveau mult mai mare interes acolo, o țară apropiată de ei, comunist, care și Fidel Castro trăiește și astăzi. De ce? Explicați-mi. Bun, cher Mircea, au încercat și acolo știți foarte bine. Au debarcat în Golful Porcilor și i-au terminat aia. Cuba este undeva în apă, domnule, este în mijlocul oceanului, domnule. Cum în mijlocul? E la câțiva kilometri de Statele Unite, domnul. N-au reușit pentru că populația nu s-a revoltat. În România populația trebuia numai o scânteie ca să iasă așa. Bun, cher, că zici că am există, fost colegi la Există documente care au intrat în posesia dumneavoastră atunci, rapoarte și așa mai departe, tot ceea ce ține de munca de securitate pe care l-ați văzut, în care se spuneau numele agenților care erau pe teritoriul României sau oameni trimiși de agenții, domnul de, Tucă, de servicii secrete? Domnul Tucă, eu am publicat în urmă cu 5 ani o carte și am prezentat câțiva. De exemplu, la Tökeș a ajuns un anume Rudolf Solomon din Austria, care era agent maghiar. A venit Dennis Kerry, secretar 2 al ambasadei Statelor Unite la București. Orice secretar 1, 2 al ambasadelor române, rusești, chinezești, cubaneze, sunt ofițeri de informații, domnilor. N-am inventat eu America și nici noi mersul pe jos. Asta este scris în codul diplomatic. Secretarul 1, 2, politic și așa mai departe, sunt ofițeri de informații. Dennis Kerry a venit la Timișoara, la Tökeș. Eu l-am întâmpinat și... Așa, și ce a făcut? Explicați-ne! Haideți să pornim de la o chestie. Vedeți, ceea ce e foarte interesant este că un astfel de film, făcut la 14 ani, încurajează teza... Păi sigur că da! Convine securității chiar. Uite, da. Domnule, a fost un complot și noi suntem niște eroi, de fapt, da. Și românii niște fraieri, care în loc să stea acolo să mănânce cartofi... Nu vă supărați, ați uitat
un lucru esențial, că mai toate tezele prezentate aici au fost în România Mare, în Europa, da, în sigur, timpul, da, și, în tot felul de ziare. Sunt aceleași teze, să ne înțelegem. Bun. Deci, pe undeva, deci, confirmă, într-adevăr, o parte din teoriile securității. Dar aș vrea să fac o mică subliniere la intervenția de mai devreme a domnului. Mulțumesc, domnul Tinu. Mai aveți ceva de spus? Domnul Ducă, deci dacă a spus un prim-ministru, a afirmat un șef al serviciilor secrete americane care spuneau de ce au afirmat. Dacă acest ultim secretar de stat al Statelor Unite, înainte de invazia în Irak, a afirmat, eu ce să mai zic? Las pe Mircea să-l critique pe Marin Sorescu, care a scris la Lilie și n-a scris altceva. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, nu l-a criticat, era o poantă foarte bună. Nu, dar vis-a-vis de Marin Sorescu e diferența. Domnule, dacă asta e reținut din toată povestea... L-am citit, Monșer, l-am citit și pe el și pe Hârș. Pentru informarea domnului Tinu, și ca să ne aducem aminte, niciunul din responsabilii americani care apare în acest film nu vorbește despre felul în care CIA a făcut subversiuni în România. E vorba doar despre conflictul Est-Vest, despre situația din Germania și interesul și pentru România, fără să fie un interes predominant. În continuare la ce a spus mai devreme domnul Hurezeanu, legătură cu Gordievski și planul acela făcut, raportul făcut în 82. În 1999, cu ocazia sărbătorirea 10 ani de la eliberarea Estului, la Varșovia a fost un mare simpozion la care au participat și câțiva istorici și specialiști români, între care și istoricul Mihai Retegan. Istoricul Mihai Retegan a stat lângă doi diplomați ruși care făcuseră parte din echipa de planificare a lui Gorbaciov. Aceștia au citit și au prezentat în acel simpozion câteva lucrări, rapoarte ale comisiei Bogomolov. Bogomolov era unul din asistenții lui Gorbaciov și se ocupa cu aceste analize pe care le evocați și dumneavoastră. Deci făcea analiză ce se întâmplă cu Estul, care vor fi consecințele și unde fiecare țară fostă comunistă pe vremea aceea, era analizat. Și într-adevăr, în raportul Bogomolov, pe care domnul Retegan l-a și publicat într-una din cărțile sale, sunt prezentate, care a reușit să-și copieze de pe lucrarea celor doi diplomați, sunt prezentate elemente legate de viziunea sovietică, viziunea lui Gorbaciov și a stafului înalt sovietic asupra României. Problema numărul unu este într-adevăr cea esențială prezentată de domnul Hurezeanu, și anume că ei vedeau o explozie iminentă socială și politică în România, care prin explozia asta ar putea distruge orice șansă de a păstra România la nivelul unei perestroice, dar unei locuiri de șef de stat, secretar general al partidului. Asta este marele pericol. Ce nu spune domnul Hurezeanu este consecința logică a unor astfel de analize, și anume că atâta timp cât mămăliga nu explodează, atâta timp cât această explozie nu se produce, ea trebuie produsă controlat, domnule Hurezeanu. Și vreți să spuneți că Revoluția Română a fost controlată? Adică ea trebuie produsă? Întreabă ceva, haideți să facem un dialog. Răspund imediat. Răspunde. Deci adică această... a fost o brambureală să nu se vedea un cu persoană. Asta am spus. Ce vreau eu să remarc este că sovieticii își dau seama foarte repede, nu că România este o țară de infantili și de canguri care așteaptă servicii americane ca să țopăie, ci că este o țară în pragul imploziei. Încă la începutul anilor 80. Și că această implozie trebuie controlată. V-am spus de asemenea, așa fel încât să v-am spus de asemenea că strategiile lor erau... Un funcționar de la ambasada americană care s-a dus cu carnetul în buzunar să-l viziteze pe Tuchel și l-a luat și domnul Tino de mânecă și nu l-a lăsat. Asta înseamnă manevrare și intervenție a CIA. Unul din aspecte, fără îndoială. Unul din aspecte. Domnul Dinescu întreba ceva. Asta încerc să-i spui și domnul Hurezeanu. Bun, domnul Dinescu întreba ceva. Vă dau dreptate. Cum a fost controlată Revoluția Română? La București? Tocmai explicam acum împreună cu domnul Hurezeanu. Te explicați, că n-am înțeles. Filmul nu a făcut o oră decât să ne spună cum a fost controlată din vest. Și acum încercăm să ne aducem aminte că au existat timide încercări și din est. Domnul Dinescu, e adevărat că în fruntea României au ajuns CIA-iștii. Domnul Dinescu, în 89 atunci, v-ați gândit vreo secundă că
Revoluția Română a fost declanșată de agenți de servicii secrete sau ceva de genul ăsta? Băi, eu până pe 22 decembrie am fost arestat la domiciliu, după 17 martie, așa. În clipa când am ajuns la televiziune, eu nu m-am gândit nici că va fi capitalism în România, nu m-am gândit nici la Ionil, că va veni Ion Iliescu. Am trăit și eu momentul? Acel moment extraordinar așa. Era important, sigur, atunci multă lume a crezut că noi jucăm într-o piesă de teatru. Mulți oameni mi-au spus, domnule, eram cu televizorul dat, că era muzică patriotică și era televizorul închis. Și când a apărut la televizor, l-am văzut pe Caramitru, am zis, este o piesă de teatru. Înțelegi că era cu niște actori? Am apărut acolo, lumea era pregătită să iasă în stradă, pentru că, încă o dată, repet, în România, dacă intrai la ora într-o berărie și cerai bere, se uita ăla la tine ca la un tâmpit. Noi am uitat chestia asta. Deci unde scria bere pe firmă, nu exista bere. Și am dat numai exemplul ăsta, care e suav așa. Deci, trăiam într-o țară în plin suprarealism. Dacă vă amintiți pe străzile Bucureștiului, dacă te duceai în parc cu o fată, eram cu nevastă mea, la ora 9 seara venea cineva și cerea buletul. Ce cauți în parc? Adică nu că ce cauți la Comitetul Central să pui o bombă. Ce dracu cauți în parc cu prietena vreau ta? Vreau să vă spun ceva, domnule. Domnule, pe străzile Bucureștiului umblau capra aia, erau denumiți capra cu trăiezi. Era unul de la premilitară, un milițean, un băiat în civil și încă unul. Să-l opresc, ca să-l întreb. Deci asta erau pe străzile Bucureștiului, erau plină teroare. De ce l-au votat la Congresul? Unde erau CIA, unde era agenții? Aș fi vrut să văd o fărâmă de agenții. Întreabă ceva, domnule, de ce l-au votat la Congresul 14? Pentru că cine l-a votat? Dar cine? Cine l-au votat? Cine l-a votat? Ai numărat cineva? L-au votat slujile lui. Că s-au făcut ședințe în toată țara asta. Vrei lasă-mă în pace. Adică vrei să spui că era iubit Ceaușescu? Eu nu spun că era iubit. Eu întreb de ce l-au votat. Vrei să spuneți că votul la Congresul al 14-lea avea o legitimitate democratică? Păi domnule, credeam că ești istoric serios. Nu, el crede că se numărau votul. Asta mi se pare. Că la Comitetul Central stăia o seară. Unul pentru tovarășul Ceaușescu, al doilea pentru tovarășul. Erau 99%. Ce stătea dragul cineva să numere? De frică. Dar să fie toate împotrivă, nu. Domnul Dinescu, v-a spus vreodată întrebarea. Asta cu număratul voturilor la Comitetul Central. V-a spus vreodată întrebarea. Cum s-a făcut votul la editura tehnică pentru candidatura lui Nicolae Ceaușescu la Congresul al 14-lea? Păi să-i dă-i telefonul Ion Iliescu, era directorul editurii. Deci, să eu am vrut să spun cu totul altceva. Păi cum? Eu vreau să spun și asta este legată păi de discuția... Păi stai, ai vorbit de editura tehnică, unde era Ion Iliescu director. De discuția cu domnul Hurezeanu de mai devreme. Discuția cu domnul. Problema pe care trebuie să o fondul... Ați uitat în ce țară am trăit. Este că n-am uitat. Tu, dar ce legătură are... Nu, pe cuvânt. Hai să disociem, hai să separăm lucrurile. Adică știm foarte bine teroarea în care am trăit înainte de 89 și toate o nuanță. Nu e o nuanță, e o realitate. Nu este o nuanță. E o realitate paralelă. Este o nuanță și anume, teroarea nuanță este următoarea, că teroarea... Nu exclude intervenția serviciilor secrete. Teroarea din interior... Da, felul care filmul ăsta sigur. Vrea să ne lămurească. Da, vă rog. Teroarea din... Ce vreau să spun este următorul. Că teroarea din interior nu a produs această explozie pe cale naturală, fără niciun serviciu secret, mai devreme. Pentru că dacă se producea cum s-a produs în Bulgaria, în... Bulgaria a fost lovitoră, dar în Cehoslovacia, în... Nicăieri n-a fost. Unde a fost? Explozie n-a existat nicăieri. Deci peste tot a fost provocată, după părerea nu, mea. Nu, peste tot au existat schimbări normale. Ăsta era vântul care central. Bătea în Europa de Est, numai aici erau... A murit, știți că a murit și mortul, nu era mort. Da, cineva într-o închisoare, un agent la Praga. În rest n-a murit nimeni, niciodată. Deci schimbările care s-au produs în celelalte țări, cu excepția Bulgariei, unde a fost o lovitură militară și unde putem explica, a avut impact și asupra lui Ceaușescu această schimbare a lui Jivkov, s-au produs din timp și pe baza unor manifestări publice. Au apărut forme, populația a ripostat, populația a avut o voce. În România această voce a populației nu se manifesta. Se manifesta vocea lui Mircea Dinescu, a domnei Cornea, a câțiva izolați. Și la Brașov, vocea... în 87 s-a întâmplat. S-a întâmplat și s-a terminat. Brașov, dar au fost și mineri, au fost și muncitori. De ce în decembrie, în loc de Timișoara, nu a ieșit muncitorii? Când era, fusese congresul. De ce n-a ieșit în timpul congresului? Sunt de acord. Adică eu... constatare pe care o facem cu toții. Da. Era liniște. Din ce cauză vreți să spuneți că era liniște? Nu, pentru că poporul era de acord, pentru că poporul era de acord cu Ceaușescu. Era frică și să asculte Europa liberă în casă. Nu, să vedem. Nici vorba de așa ceva. Problema este, eu o provesc din punct de vedere din exterior. Deci s-a forțat
declanșarea revoltei populare a românilor, a revoltei care exista în fiecare dintre noi. Cu toate scânteia, aspectele, domne, spune, astea, cu toate aspectele pe care le-a prezentat. Ceaușescu a fost conducătorul. Se poate. Cu toate aspectele. Cu toate prin aspectele lui. Unde a fost Ceaușescu? Păi deja Timișoara era liberă. Dacă n-avea ideea la Timișoara deja era liberă. Poți să-ți mai tare. Era pe burtă. Armata deja făcuse. Băi, fii serios. Dacă Ceaușescu nu declanșa acea adunare pe 20 și unul așa, nu mai ajungea nici Dinescu la televizor să vadă, domne, lumea. Cum a declanșat adunarea din 21? După ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la Timișoara? I-a venit nebunul, nu și-a dat seama că dacă aduni atâția oameni la un loc, după ce ai auzit la Europa Liberă că s-a tras... Cine i-a sugerat să organizeze? Cine a sugerat? Serviciile secrete americane. Probabil. Nu americane. Cine? Ce era de... El era conștient că nebunia lui crea că e iubit de popor. Domne, și când Alex Mihai Ionescu spune următorul lucru. Domne, știm foarte bine starea de spirit a populației. Eram până peste cap. Așa. Deci eram la capătul Și a venit răbdării. Un american și doi ruși. Nu, a venit trei englezi și doi afgani. E o prostie. Deci nu spune următorul lucru. Pe fondul acesta teribil al stării populației, așa, era nevoie de o scânteie. Și că această scânteie a fost dată oferită, din afară. Asta este exact ce zic. Mai ales că, să nu uităm un lucru, a fost o tentativă, nu mai puțin, a fost o tentativă la Iași. N-am trajit nici armata de la Timișoara. Se scoate din orice istorie. Om o teorie, poate din toată istoria asta a Revoluției, se scoate un element esențial. Pentru că este începutul Revoluției din România, și anume Iași, 14 decembrie. Acolo a existat un partid, indiferent că era sau nu structurat, era compus de niște oameni idealiști, n-are importanță, a existat un partid care a încercat să organizeze o mare manifestație, care a fost la un moment dat contactată de tot felul de patrioți sau patrioți deghizați din Republica Moldova, Frontul Popular din România. Când au chestiile astea, partid, băi, nu ieșai la cârciumă, n-aveai voie să stai mai mult de 4 ani la urmă. Știți că se interziseseră și nunțile la restaurante, de ce? Ca să nu se strângă mai mulți oameni la masă, bă, la restaurant. Oamenii aceia... Dar partid, când au chestia asta, băi, era un partid, era și FSN-ul dinainte, stăteau Brucan și cu Iliescu, acum cu până 85 și complotau un Cismigiu. Chestiile astea, oamenii complotul astea, băi, au... de pensionari. Scris, deci oamenii aceia au scris manifeste și l-au împrăștiat. Cu toate riscurile de rigoare. Deci a fost o acțiune cât se poate de serioasă. Chiar dacă aveau amatorisme. Trei agenți. Foamea, frigul și frica. Ăștia erau principalele agenți. Au încercat o acțiune. Această acțiune de la Iași a fost contactată de sovietici. Există deja numeroase informații. Există acei moldoveni din Republica Moldova, Basarabeni, care apăreau și se ofereau cu tot felul de informații la Europa Liberă. I-ați evocat în 1996, domnul Ilia. Mai țineți minte, nu? Da. Ilia Constantinos, chiar colonel Caghebe și așa mai departe. Dați-mi voie să... Haideți să vedem ce spun telespectatorii. Pentru că uneori sunt puncte de vedere foarte interesante. Suntem în mijlocul dezbaterii și poate nu vedem anumite nuanțe. Cineva spune, România a fost cheia destrămării URSS. La comanda cui a fost făcut și difuzat filmul, întreabă cineva. Și totuși, revolta populară a fost adevărată, real. Absolut adevărat. Domnul Dinescu, o să puteți să spuneți adevărul cât trăiți? Întreabă cineva. Filmul deranjează pe așa zi și dizidenți recrutați de CIA sau KGB. Și atunci de ce s-a auzit în studioul 4 Mircea Fătă că lucrezi? De unde cunoștea Europa... Mi-a șoptit un american să... Un CIA. De unde cunoștea Europa Liberă din data de 17 decembrie 1989 de 60.000 de morți? Dar nu e de 17. Dar nu e de 17. Nu. E puțin mai târziu și sunt depeșele agențiilor maghiară, iugoslavă și sovietică care au dat, au dat aceste... Și poate ne este greu să credem și ne doare foarte mult, dar uneori adevărul doare. De ce vă este atât de greu să acceptați că am fost manipulați? Nu am fi primii și nici ultimii. Domnul Dinescu are dreptate, dar este posibil că în acel documentar să existe și un sâmbure de adevăr. Vă salut! Domnilor, România este încă un actor fără voie într-un film făcut de un regizor abil, încă nu s-a terminat totul. De ce nu au făcut românii un astfel de film? Cine a fost omul americanilor? Că al rușilor știm cine a fost. Arme și muniții au fost furate de la unitate în noaptea de Paște anului 1989, unitate militară din Caracal. Asta este un mare adevăr. Domnii Micloș, Nemes și Lazlo Teche să-și vadă de gulașul lor, ce tupeu, câtă neobrăzare. Dacă nu era Revoluția, Ceaușescu urmea să fie asasinat precum JFK, Ghiocel din Pitești. Domnii invitați se întreabă ce rol a avut CIA. Pacepa
ce a păzit în America. Nu vorbește nimeni despre el. Un documentar antiromânesc e falsă și exagerată implicarea ungurilor. E absurd și ofensator pentru toți românii. Dacă un ziarist român ar fi făcut un astfel de reportaj, ar fi fost condamnat. Dumneavoastră, pe cine veți da în judecată? A existat trupe străine în Timișoara, a întrebat oamenii simpli de pe stradă care au adus libertatea poporului. În 89, luna iunie, eram în blocul de la marginea orașului Biche, nici urme de tabere de antrenamente. Domnule Hurezeanu, asta este tot manipulare, dacă da în favoarea cărui serviciu secret. Ceea ce a fost în 89 nu a fost o revoluție veritabilă, dar nu a fost nici mascarada prezentată în documentar. Este absolut revoltător acest documentar, o ofensă adusă demnității poporului român. Am fost în 20 decembrie, cimitirul săracilor a descoperit cadavre. Erau toți ciuruiți de gloanțe, morți ai revoluției. Cu este teama astăzi să spună cine au fost teroriștii. Dacă acest documentar este o făcătură, de ce nu spun invitații dumneavoastră adevărul? Am o întrebare, crede domnul Dinescu că poate să facă să pară mincinoși atâția oameni importanți din serviciile secrete și administrație străine? Aveam 8 ani în 89, dar nu am uitat luminițele lăsate de gloanțe în întuneric și totuși nu am aflat atunci cine a tras. Iată de ce voi pleca din țară. Domnule Hurezeanu, cine a finanțat e proiectul? E foarte trist. Aici e nebunia, că în România, eu tot spun asta de ani de zile, aflăm în fiecare an istoricii și sapă ce s-a întâmplat pe vremea lui Ștefan cel Mare, câte neveste a avut, dar nu se vorbește. Nu am aflat cine a tras. Teroriștii din decembrie care au existat. Au fost și români, au fost și străini, știți bine, dar nu de ăștia de CIA. Au fost, dacă sunteți istoric și toți știți, spuneți cine erau teroriștii, din ce țări erau din teroriștii. Din această cauză, pentru că nu se vorbește păi despre asta, nici, apar nici astfel de filme. Iertați-mă, apar astfel cu mine de au făcut filme, nemții vreo 4 filme. Unde am fost arestat la domiciliu, în căsuța aia unde am fost arestat la domiciliu 11 luni. Ce s-a întâmplat pe 22 decembrie la televiziune Studio 4? N-a venit din România niciun regizor să facă. Bă, Dinescu, cum a fost, domnule, cu dizidența ta? Cum a fost după ce ai dat interviul așa? Cum a fost cu ambasadorul Olandei? Cum a fost cu ambasadorul Angliei? Înțelegi? Cum a fost cu jurnalistul care s-a luat interviul? Bun, haideți, dați-mi toate voie. Asta securitatea le știa, le știe foarte bine, dar securitatea nu, și mai le un știe. Lucru. Arhivele securității care poate să vină scoase la suprafață, să lămurească foarte multe lucruri legate de decembrie 89. Dați-mi voi să ne oprim deci puțin. Să vină niște mameluci să ne explice nouă cum e cu revoluția din decembrie. Nu, a dar fost nu ne clar o revoltă populară. Dar nu ne acea revoltă cum e populară și-au făcut gat coada nenumărate servicii străine e posibile, tot nu, posibil. Problema dar este ideea că 20 de milioane a fost stimulată. A fost stimulată. Asta este problema. Întrebarea cea mai importantă mi se pare dacă a fost stimulată sau asta dacă serviciile secrete au acționat. Haideți dar să ne oprim puțin. Dați-mi voi o secundă. Ne oprim. Sunt foarte multe mesaje, am să dau citire. Ne oprim puțin pentru, o să ne oprim puțin pentru publicitate. Dați-mi voi să prezint câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Ample spații din Jurnalul Național de mâine sunt dedicate acestui film și comentarii pe și comentariilor pe marginea filmului. Marea manipulare. Filmul prezentat de canalul franco-german Arte redeschide un subiect mereu fierbinte. Evenimentele din decembrie 89. Documentarul acreditează ideea că răsturnarea lui Ceaușescu a fost succesul serviciilor secrete străine după o mare operațiune de manipulare. Singur merit al românilor ar fi în aceste condiții faptul că s-au aflat prin preajmă. Așa cum spuneam, câteva pagini dedicate acestui subiect, o altă declarație pe această temă, revoluția din 89 a fost paravan pentru intervenția Statelor Unite în Panama. Ne oprim puțin pentru publicitate, după care ne întoarcem. Aveai un obicei frumos, pe vremuri mi-a arătat și aspirina. Imediat după pauza publicitare, că nu putem să le arătăm pe toate odată, nu putem să vorbim toți odată, nu putem să spunem tot adevărul despre revoluție, nu putem să citim toate mesajele, nu putem să le facem pe toate odată, oricât de inteligență ați fi. Publicitate. Cine asta care trebuie să recunosc că de mult nu mi-a mai fost atât de cald sau n-am aproape că am transpirat. Tot mine cu Jurnalul Național, suplimentul gratuit al Jurnalului Național, suplimentul TV, îl găsiți pe piață, așa cum spuneam împreună, pe copertă Sandra, colega noastră, care spune că se teme de căsătorie. Mie îmi spui Sandra. Bun, haideți, domnul Dinescu, da, ați primit informații. Domnul Dinescu, aspirina săracului și ați primit informații. Veche. Le prezentăm puțin mai departe. Informații de la familie, da. Despre mine s-a scris în România mare de multe ori că sunt spion KGB, spion maghiar, spion al Mossadului și al CIA-ului. Eu, într-adevăr, ca scriitor român, m-am întâlnit înainte de 89 și cu ambasadorul Olandei și cu ambasadorul Angliei și cu ăsta, consilierul cultural german și chiar și cu consilierul militar englez. Deci eu nu cred că a fost agent. Când am fost chemat, am fost chemat la partid, fiat. Se știe că atașații militari sunt ofițeri de informație. Am fost chemat la partid și mi s-a spus, era și un băiat. Doar și din scuvântul, vă întâlniți pe ambasador. Ai evitat un prieten comun, Morozov.
Și un ziut și al meu și al tău. Începe de jurnalist rus. Și al meu. Și când m-am întâlnit cu cel mai periculos părea asta, atașatul militar. Și tu, Alin Julescu, v-ați întâlnit cu atașatul militar al Angliei? Zic da. Și ce ați făcut? Păi zic, am băut o benă și el. Păi zic, ce vă dați seama, un reprezentant al armatei engleze? Păi zic, tovarășul secretar, iertați-mă. Dar zic, cel mult eu puteam să aflu câte tancuri au ei, că eu în afară de câte chiftele sunt în bufet la Uniunea Scriitorilor, nu știu nimic. Adică eu nu văd ce, cu ce pot eu să, ce să le vând la englezi, decât secretul chiftelor de la bufetul așa. Niște poezii publicate în presa străină. Revin la chestii serioase. Dacă un popor de 22 serios. De milioane de oameni n-a fost capabil să dea decât 4-5 idenți și nici aia de adevăratele, și n-a fost capabil să iasă în stradă de adevăratele, să se revolte împotriva unui analfabet care îi infometase, bă, ne merităm soarta. Ne merităm să fim bajocoriți în America asta, făcut de niște amatori, și să nu veniți cu chestia asta, domne, era unii, în primul rând, el a spus cine era cucoana aia, cine era domnul ăla, păi dacă șeful serviciilor secrete americane spune că Ceaușescu a fost pus, i-a scăpat la un moment dat că a fost pus de american președinte al României, iertați-mă, dar cine era? Ce era? Un băiat, un expert. Un expert american spune că Ceaușescu... Băi, lăsați-mă, domnule, pace. Când fostul prim-ministru Nemeta, sau care mi se pare un dobitoc, iată, poate să ies cu un conflict internațional, spune că bucureștenii abia așteptau ca Tocheș era total necunoscut. Eu am auzit la Europa Liberă exact atunci, prima dată de Tocheș, pe 17 decembrie. Da, deci, dar asta nu înseamnă că n-a avut niciun rol atunci. Nu a avut, eu nu neg rolul lui Tocheș în zona păi nu, dar amestecați mereu planurile. Dar primul ministru domnul al Ungariei spunea trebuiau cineva făcut, nu știu ce, care să influențeze masele populare. Doamna Borobaș, care influența pe Iliescu. Care aduce Călașnicoave sub poduri. Bă, adică filme de-astea, băi, de desene animate, Revoluție pe Stur, se întâlnea cu agenții străini. Pe doamna Durandin, gata, nu mai pot să sufăr, adică știm în mod precis că singurul politician foarte cunoscut care propune în mod public ajutorarea cu detașamente de voluntari de luptă, detașamente de români în numele revoluționarilor, este ministrul de externe al Franței, Roland Dumas. Adică Franța a fost implicată și avem o declarație on the record, înregistrată acestui domn, mai mult decât atât, care avem spune și... dacă țara ne cere, dacă revoluția cere, noi trimitem voluntari în armați, deci, de Franța. Gureza, nu mai este ceva. Avem mai mult decât atât. Avem, deci un unde batalion, sunt americanii? Avem un batalion de forțe speciale franceze la vis-a-vis de Oradea în Ungaria. Da. Amplasat, confirmat, a fost confirmat și sunat la domnul Sergiu Nicolaescu și oferit pentru a interveni ca să lupte cu deci terorismul. Deci nu românii din lagăre de refugiați. Dacă astea, un poet, adică tot românii. Tot românii din lagăre de refugiați. Dacă un poet nenorocit ca mine, a cărui singura armă era un pix, era păzit de 16 securiști, că erau câte 6 din 8 în 8 ore, din 24 de ore, 6 ori, 18 inși, nu? Păi securitatea aia mai tare, mai babană, vă dați seama cum urmănea persoane mai tare decât mine, care ar fi putut acțiunea. Dumnezeu, vă spunea că ne merităm soarta și acum 16 inși vă urmărea până păi astăzi. Păi dar asta era realitatea. Păi cine urmărea? Că păi erau, nu, dacă ne luăm după filmul ăla așa. Cum? A spus că erau 5 dizidenți. Păi da, și ăia erau urmăriți. Vreau să spun că ăia 5 dizidenți și Doina Cone erau urmărită, bă, nu pătrundea nici dracu. Ambasadorii străini și orice consilier străin erau urmărit, uite, băi. Uite, domnul Penescu are dovada. Deci nu putea să miște România, este că oricine făcea partid la Iași și se întâlnea pe supodurii cu Ana Mare, cu Iliescu. Uitați-vă cine era pe teritoriul României. Spuneți, domnul. Dacă îmi acordați timp, o să încerc chiar să nu o lungesc. Dar repede, dacă că băi, avem timp. Eu m-am săturit de scenarita românii și românii, dar și ăștia de scenarita. O secundă, cronică, o secundă, vă rog. Să ne înțelegem. Grupul DUR, cel care a acționat violent la Timișoara, încercând să conducă protestul modest din noaptea de 16 decembrie și apoi în 17 decembrie, a fost format în majoritate din români. Deci nu agenți maghiari, nu străini. A fost format din acești români. Fuseseră trecuți peste graniță sau trecuseră în taberele acestea de refugiați. Taberele, că aici e o confuzie, dar în Jurnalul Național
A fost cineva care, mi se pare ăla... Și de ce un om care nu trecuse granița n-ar fi avut curajul să strige, domnule, jos, Ceaușescu? Numai unul care a trecut granița? Eu cred că un român... Adică ideea că scui peste chestia de la Timișoara, că nu erau capabili timișorenii să strigă jos Ceaușescu. De ce să nu fie, domnule, capabil? Domnul Dinescu, ce au făcut timișorenii între 16 noapte când a început bătaia, a avut 2000 de oameni până în 20 când au ieșit muncitorii. Ce au făcut? Că s-a tras un milion de cartușe în orașul. Da. Cine a tras? Păi sunt 300. Cine a tras, domnule, milionul ăla? 300.000 de oameni în orașul Timișoara. Ce s-a întâmplat? S-au dus la servici. Am fost, eu am făcut documentare acolo, de să vreau să fiți convins că eu nu discut balivernele. Și ce vreți să spuneți? Păi nu înțeleg ce vrei să spui. Să continuați, dar spuneți că în dialog nu vă uitați. Eu întreb ceva, nu citiți după hârtia. Vă dau un exemplu. De ce trăgeau ăia? Admit milioane de gloanțe. De ce s-au tras? Un document dintr-un dosar al securității. Păi credita care securitatea, bre, în momentul în care veniți cu documente de la... Da, da. Păi și firmă tot, cam asta faci. În 10 octombrie 1989, la Vama Borș, au fost depistați doi cetățeni germani. Unul era refegist, celălalt redegist. Unul era în vârstă de 50 de ani, celălalt aproximativ 28-30 de ani. Asupra lor au fost găsite mai multe liste cu nume de persoane din câteva orașe ale României, pentru care au fost reținuți la Vama. Nu se știa ce cu acestea. Au fost conduși la hotelul din Oradea, un hotel din Oradea, iar comandantul securității din județ, colonelul Ogășanu, a declanșat o anchetă și au fost și interogați. Au venit și de la București. Aceste liste de nume conțineau numele unor persoane români din România, din orașele Cluj, Sighișoara, Sibiu, Brașov, Cugir, care fuseseră, practic, se făcuse o formă de recrutare, de contactare și recrutare, promițându-li se posibilitatea de a trece clandestin în Ungaria, Austria, Germania, și fuseseră recrutați după anumite criterii. Toți îndeplineau una din următoarele criterii. Persoane atenționate sau pedepsite pentru încercare de trecere frauduloasă a frontieră. Deci fusese persoane care avuseseră suficient curaj și inițiativă să încerce să treacă și nu reușiseră. Persoane care le se promisese ajutorul pentru a fugi spre vest, deci care ar fi dorit și nu reușeau și li s-au oferit mijloace. Persoane cu aviz negativ de la securitate de a primi viză să-și viziteze ruse, rude în Ungaria, în Germania, în Austria. Alte persoane care încercau să se plece definitiv din țară și nu primiseră viză, nu primiseră acordul. Infractor de drept... Adică vreo milion de oameni n-au primit viză. Infractor de drept comun. Din aceste persoane. Deci lista cuprindea acest tip. Ei au fost interogați. Din păcate, nu ni se permite în continuare să vedem anumite documente. Vreau să vă spun că 4-5 documente pe care le-am identificat eu, existența lor, dacă ar fi publicate, v-ați lămurit și n-am mai fi nevoie de tot. Sau fi o emisiune care... lămurit, foarte liniștită. Exact, ce ar lămuri? Vă dau un exemplu. Ce ar lămuri? Domnul Stoinescu, spuneți-ne ce ar lămuri și după aceea ne dați și exemplu. Exact, care este, să spun, partea de stimulare și de intervenție a serviciilor secrete, partea de scenariu, cum vreți să o numiți, și care este partea reală de revizor. Pentru că eu nu am neg și nu am cum să neg revolta populară a Timișoara și a Bucureștiului. Nu e vorba de așa ceva. Eu discut despre cum a fost stimulată. Pentru că până la această revoltă au fost N posibilități și cazuri de a se produce și nu s-a produs. S-a încercat la Iași, nu s-a produs pentru că n-a întrunit condițiile de la Timișoara. S-a încercat la Brașov din nou în 89 și nu s-a reușit. La Brașov se aflau două persoane care erau pregătite să preia rolul pe care l-a jucat Tökeș la Timișoara, tot din domeniul bisericesc. Nu a mers nici acolo. Și a reușit la Timișoara în anumite condiții. Despre asta discutăm. Aceste persoane... Revoluția, să zicem, e declanșată, scânteia e aruncată, cu tot felul de servicii secrete. Așa. De ce trebuie să moară, după plecarea lui Ceaușescu, 800 de oameni? Tot din cauza serviciilor secrete? Nu, din cauza... Da, am pușcat americanii ca să fie... Tot din cauza refugiaților... Nu, din cauza nebunii care s-a declanșat, știm foarte bine. Vreau să îmi permite să-mi expun opinia. După opinia mea, începând cu 21, chiar, dar 22 dimineață, să o luăm așa, instituția, autoritatea, care a cam hotăra ce se întâmplă în România în acel moment, în limitele pe care și le putea permite, era armată. Trebuie să ne fie foarte clar că din punct de vedere juridic și chiar politic al anumitor categorii istorice,
trecerea armatei de partea Revoluției se numește lovitură de stat militar. Asta se numește, se numește puci. A părăsit puterea deținută de Ceaușescu, l-a părăsit pe Ceaușescu. Se cheamă puci când dă armata lovitura de stat. De armata vorbesc. Dar armata s-a alăturat ușurel, ușurel, după ce a mai tras pe Timișoara. Nu s-a alăturat ușurel. La ordinul unor general. Este o decizie pe... Lovitură să ne fie foarte clar. De stat american a fost. Nu, nu, nu. Să ne fie foarte clar. Americanul maghiară. Că în acel moment, asta era instituția în forță și care putea să ia decizia pe care din... Bun, și la Timișoara dumneavoastră spuneți că au fost oameni care au fost stimulați și care au acționat. Aceste persoane, după ce a fost ajutate sau au fugit în Occident, dintre ele au fost selectate și... returnate în România, pentru că fenomenul pe care, de altfel, găsiți în toate cărțile... Și să știe că ăștia care se întorceau erau primiți cu pâine și sare de către securitate fenomenul și care, le se dădea câte o armă. Fenomenul care s-a produs începând de păi iertați-mă, din sunteți de acord cu ce a spus Zaharisitul ăsta, de fost prim-ministru maghiar, care a fost activist de partid, Zaharisit, și care vrea să-și asume și el un rol în istoria României. Fiindcă ocupană... Atenție, atenție, că încă nu știi totul. Mai țineți minte enunțul din finalul filmului, aproape de final. Serviciile secrete străine, refugiații români înarmați și securitatea împreună l-au dat. Da, 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 mă, e dacă ceva frumos. Dacă îmi dați timp, vă explic. L-ai uitat, uitat și pe Tănase. Ziceți. La sfârșitul octombrie-noiembrie, la granița de vest, s-a produs un fenomen neașteptat. Un număr foarte mare de cetățeni români cereau să se întoarcă, se prezentau pentru a se întoarce sau erau aruncați peste graniță, trimiși peste graniță. Octombrie, sfârșitul octombrie, noiembrie 1989. Sau da, a trimis cu autobuze. Erau disperați să se întoarcă în România. Aveți documente care bine. Asta discut. Dar și ăștia se întorceau și ce făceau? Stați puțin. Aceste persoane au fost... Securitatea vede că un român e disperat să întoarcă acasă. Și îl primește la granță, poftiți tovarul și e rău, e nasol în Occident, poftiți aici la noi acasă și complotați. Aceste persoane, când m-ați întrebat ce documente, vă spun ce documente. Da. Pot să ne lămurească. Eu nu spun dacă este așa sau nu, dar ne pot lămuri definitiv. Aceste persoane au fost mai întâi ținute pe niște autobuze, apoi au fost reținute și duse în unități militare, în primul rând de unități de grăniceri și ținute acolo. Ele au fost anchetate, în primul rând de Direcția Specială de Anchete a Securității. Deci toate aceste persoane au fost anchetate, s-a discutat cu anchetate, intervievate, s-a discutat. La un moment dat, din aproximativ 300 sau 360 după alte, de astfel de persoane cercetate, s-au strâns 20 de dosare de potențial agenți întorși, trimiși special, pe baza mărturiilor lor. Și ăștia nu erau ținuți sub observație de către securitatea română? O secundă. Din aceste 20 de dosare, 6 erau cu recunoașterea, cu informații clare, cum a fost înarmat, unde a fost pregătit și așa mai departe. Deci să ne înțelegem, este și una dintre confuzii. La Bichke era un lagăr de refugiați. Antrenamentele, dacă s-au făcut, s-au făcut în altă parte, nu la Bichke. Asta e una din confuziile care se face în legătură cu acest. Aceste dosare s-au găsit în fișetul colonelului Rațu, pe care l-ați văzut în film. Păi șeful direcția... devine erou și colonelul Rațu. Văd cu câte șeful direcției Andreea cum... și au fost preluate de ministerul. El, Iliescu, ceea ce vreau să spun, Tasmaman. Eu nu spun că nu am cum să știu dacă este adevărat, dar vreau să spun următorul. Dacă am avea acest document, ați întrebat. Aunele, ești istoric, ia du-te breacă. Când ce mă plictisești în filmul, ce să mă plictisești și matale? Cu liste, da, cu... două jumate de oră, toți pui cu... Ce-am făcut, Brej? Arată-mi unul de la... Da, telefonul dintre ea, fugiți peste granță, care... Ce-au făcut ăștia? De o jumătate de oră mă citești din chestia aia și nu înțeleg nimic. Ce dacă am avea, de exemplu, acces la aceste... Hai, bre, mi-erai simpatic. N-am dat seama. Ești prea serios. Domnul Alex. Ne-am putea da seama. Tot ce spune dumneavoastră este absolut. Gata, hai că să plictisește lumea. Nu sunteți doctor, docent, că sunt doctor. Să te ferească Dumnezeu. Cum ai dat de un doctor în istorie? O secundă, domnul Cristoiu. O secundă, domnul Cristoiu. De acord că au fost implicare, dar hai, ce-am văzut aici, n-am nicio rost să mă discutăm. Nu discut filme, nu mă discut. Ciorbă de burtă servită la desert. Trebuie să schimbăm subiect.
subiect. Despre Revoluția Română. Am și schimbat subiectul, nu discutăm. Păi dar nu o să schimb subiectul. Ce vreau să permite să termin. Că eu 12 noapte, era să cumpe lumea. Dacă ni s-ar permite, dumneavoastră, domnul Hurezeanu, mie, nu Mircea Dinescu, să citească aceste. Ne-am dat seama, dacă era o pălăvrăgeară a securității, de tip de ăla, că s-au înregistrat, că a venit și că a făcut, sau erau date concrete profesioniste. Și atunci puteți și să spune dacă teza asta și... este reală sau nu. Bre. Asta este unul din documente. Ai văzut cum arăta lumea îmbrăcată? Ăia de, credeau că imagini de dinainte și erau de acum. Lumea pot da exemplu un al doilea document foarte important pe care că dacă declanșăm acum revoluția la Antena 1, dacă nu mai vorbești mult. Nu mai vrea, nu mai vrea nimeni revoluție, s-a săturat. În seara de 20 decembrie 1989, Ceaușescu l-a convocat. Pot fi făcute și altfel de revoluții, mai l-a convocat. O secundă, vă rog. Pe ambasadorul sovietic, ambasadorul în seara de 20 decembrie. Da. Ambasadorul sovietic. Stai puțin, domnul Dinescu. Spune. Că eu vorbesc despre o revoluție pe care nu mai citi trăit-o. Asta este numai revoluția dumneavoastră. Nu, revoluția adevărată, spuneți. A convocat pe ambasador. Ambasadorul nu era. Nu puteți să vă retrageți pe hol să-i povestești lui Tucă și noi discutăm de ce am văzut de filmul ăla. Că lumea vrea să uite la noi. Ceaușescu a convocat ambasadorul. Retrageți-vă pe hol de seara de 20 decembrie. Da. Este foarte clar, Ion Iliescu este un agent CIA. Spuneți. Asta e vorba. Păi, dai seama ce plăcere, ce bombonică e s-a dat lui Iliescu. O secundă. Da, continuați, domnul Spune. Michel Sfios nu prea recunoștea, deși îi plăcea. Domnul Dinescu, sunteți simpat din foc pe un să știți că... Iliescu zicea, totuși nu l-am cunoscut nici pe Gorgaciov, nici pe Buci. Da. Adică d-a lăsat totuși ca parcă coleg cu Buci am fost în facultate. Dincolo de... Păi eu, pe mine nu mă interesează filmul. Vreau să spun. Eu încerc să tratez cu o anumită serie. Că nu-mi interesează filmul. Încerc să noi de... Încerc să tratez. La culcare... Că doarme lumea, băi, băi, tu că scade rating-ul aici. Eu încerc să tratez cu anumită seriozitate. Moartea a 1054 de oameni. Această tragedie care a lovit România. Dacă dumneavoastră credeți că e o comedie chestia. Nu e o comedie, dai pe moarte și noi râdem de altceva. Noi râdem de altceva. Spuneți-vă ideea, domnule, l-a convocat pe ambasador, da? Ambasadorul da. Lasă că-l desenez eu tu, că-ți fac schema după aia. Deci, ca să înțelegi mai bine. Da. La voi la Caracal n-a fost revoluție. Și a fost, a venit atașatul... Mi s-a stricat căruța aia acolo. Atașatul ad interim al Uniunii Sovietice. Ceaușescu i-a citit, înmânat de fapt un protest, citindu-i dintr-o notă raport înaintată în acea seară de generalul Vlad lui Nicolae Ceaușescu, care conținea informații despre implicarea sovietică la Timișoara și a altor servicii din Ungaria, Germania și așa mai departe. Agenturile. Problema, acest document este certificat de note ale ambasadei române la Moscova, pentru că la Moscova, după această întâlnire, a avut loc un protest sovietic al ministrului de externe adjunct al Uniunii Sovietice pentru faptul că Ceaușescu a prezentat aceste informații și a afirmat în fața atașatului ad interim că există implicare. Problema noastră e următoare și asta este problema, că de fapt am și o grămadă de dileme despre aceste veri. Dacă citim acest document... Vă recomand dilema veche. Dacă avem acces la acest document, putem să ne dăm seama dacă ceea ce a înaintat securitatea lui Ceaușescu era o poveste de asta, care o mai citim și acum, cu coloane de mașini care au venit, abia n-avem, sau erau informații precise. Dar nu mai țineți minte de reuniunile zonale ale inspectorilor șefi de securitate în toamna anului 1989, în care li se dă o scrisoare. Da. 11 noiembrie sau pe 11 noiembrie. Și ce scrie scrisoarea? Pregătiți-vă pentru lovitură de stat, băieți. Da. Până la sfârșitul anului. Avem la telefon pe doamna Lucia Hosu Lungin. Bună seara, doamnă. Bună seara. Alo? Avem la telefon? Este. Doamna Lucia Hosu Lungin la telefon. Bună seara. Am muțit de când v-a auzit doamna Lucia. Da. Încercați să faceți... Domnul Hurezeanu. Cine... i-a omorât pe cei mai mulți dintre cei 1054 de români și românce morți după 22, după plecarea lui Ceaușescu. Pentru că revoluția izbucnește, Ceaușescu pleacă și grosul românilor mor după. Potrivit filmului nu sunt români, sunt unguri. Deci tot în film, personajul
victima. Asta este... Domnul Cristoiu vrea neapărat să mai comenteze un film pe care toată lumea... Păi de aici, cel puțin... De aici, am venit aici. Despre revoluție, să ne citești. Atunci dați-mi voie să vă spun. Din securității, ce părea avea securitatea despre locuitorii. Deci această afirmație... În primul rând, Neanicu nu-i plăcea să audă că românii... Cum să strige românii Jos Ceaucescu? Mai această afirmație din sovietici, coloanele de mașini această... și coloana fără de sfârșit. De la această afirmație Mureș, din de la Târgu Jiu a strigat. Deci afirmația la care se referă domnul Cristoiu aparține domnului Dan Voinea. Domnul general Dan Voina a fost procurorul șef al țării, dacă nu mă înșel. Și care a bătut câmpii. Dacă el poate să spună că n-au existat teroriști, dar mama mare a tras de numai între ochi erau omorâți la Comitetul Central. Numai în frunte, așa toți am văzut părând așa vreo 16 inci. În frunte așa erau. Ați vorbit vreodată cu generalul Voina în acești ani? N-am vorbit niciodată. Și atunci ce vă revoltați acolo la 1 noaptea în studio? Păi de ce trebuie să vorbesc cu el? Adică? Păi pentru că a fost procurorul generației, s-a ocupat cu cercetarea venită de decembrie 2019. Nu s-a ocupat nimeni cu cercetarea. Da. Iertați-mă, în această țară nu s-a ocupat nimeni cu cercetarea. În această țară nu s-a ocupat nimeni cu nimic. Pentru că după 13 ani nimeni nu spune, domnule, deci vine procurorul general. Cine a tras, domnule, în 89? Domnul președinte, vine fostul procuror general Dan Voinea, spune că n-au fost teroriști? Păi nu, a tras mama mare, mă, v-ați întâlnit vreodată cu omul ăsta să-i spune? Au existat teroriști, toată lumea care a partit acolo. Au fost la spitale, teroriști răniți, sunt doctori din spital, dar asta vreau să spun, că în România nu se vrea să se afle adevărul, pentru că... Ce nu se vrea, domnule? Nu se vrea? Inclusiv conducerea superioară de partid. Conducerea superioară de partid, 4 ani care e acum, n-a fost la putere în perioada 96-2000. Domnul Stoienescu, avem legătura telefon. Da, teroriștii erau reprezentanții serviciilor străine care, așa cum ne învăța francezul ăla, doct, încearcă să producă cât mai multe victime pentru consolidarea noii puteri, sau erau apărătorii lui Ceaușescu, ultimii mohicani? Lămuriți-mă și pe mine puțin. Da. Sigur că ar da răspunsul astfel de întrebare care se pune de 15. Aveți o supoziție măcar, da sau nu, că avem o legătură telefonică. Avem, există într-adevăr o serie întreagă de mărturii, sigur, dincolo de cele de anumite înregistrări pe care le-a făcut miliția. Întrebarea este esențială. Deci, vă dau un exemplu. Una din aparițiile neașteptate pe străzile Bucureștiului, începând din 22 după amiază, când domnul Dinescu spune că nu era niciun agent secret, este apariția unor cetățeni din Basarabia. Domnule, ia să vorbim, domnule, și despre cetățenii români. Domnul, tu, că eu nu vă mai chiar nu l-a iubit nimeni pe Ceaușescu în țara asta să-l apere, domnule, adică este chiar jenant și încă o dată. Adică Ceaușescu nu avea garda lui pretoriană care să tragă să-l apere, măi. Aici mi se pare nebun. Care gardă pretoriană că a fost prins pe alergând pe șosea în porumb? Adică, mă, nu l-au părăsit toți, bă, gândește-te că în clipa aia mulți pierdeau funcțiile. Primii secretari, coloniei de securitate. De ce să ne închipim chiar nimeni, mă? Nimeni nu l-a apărat, mă. Nu, domne, l-a apărat. Cine l-a apărat? A fost niște basarabeni și niște oameni de la CIA. Hai, bă, haideți, bă. Avem o nouă legătură telefonică. Nimeni nu l-a apărat. Vechea legătură telefonică s-a renoit. Bună seara, domnule. Telefonul meu era deschis. Bună seara tuturor. Bună seara, vă ascultăm. Liniște. Filmul dumneavoastră din seara asta e mai interesant decât filmul pe care l-am văzut. Vă rog. Care nu e film, de fapt, pentru că nu are niciun fel de susținere, nu are niciun argument, sunt simple supoziții. Așa că ei n-au nicio legătură între ele, se bat cap la cap, oamenii sunt intervievați în alte domenii și sunt aduși cu forța în acest film să se lege de subiectul ei. Eu însă vreau să răspund la câteva lucruri pe care le-a ridicat domnul Stoienescu. Deci eu am fost un an de zile la Timișoara și am făcut 7 filme. Fiind date la orele la care se dau, lumea nu le urmărește. Ce aduceam noi acolo cu precizie? Deci faptul că a izbucnit la Timișoara Revoluția era pentru că orașul este bine informat, era un oraș occidental, un oraș care permitea circulația informației. La Tăcheș, domnul Radu Tinu, care a răspuns de obiectivul Tăcheș și care l-a și bătut pe Tăcheș, și a bătut și alții oameni care au manifestat în fața casei pastorului Tăcheș, deci nu era în calitate de agent, adică era în calitate de agent, era îmbrăcat în salopetă după interviul pe care mi l-a dat și mima și el că era un manifestant. Deci pe agendele lui care au fost arestate nu se află numele niciunui agent străin. În mod normal, orice s-au confiscat, s-au arestat aceste, care au fost și publicate, ci erau numai nume de români. Deci numele manifestanților care au fost și arestați. În lista celor 900 de oameni arestați în 16 și 17 la Timișoara, nu figurează niciun refugiat.
toți sunt timișoreni, grupul lui Ioan Monoran, cel care a oprit tramvaile în fața la Tălche și care a stricat primul jos comunismul, azi e mort, ca și George Șerban și ca și alții. Deci toți acești arestați astăzi sunt răniți, sunt morți dintre ei, sau au o existență obscură. Niciunul nu este plecat peste graniță dintre cei pe care noi i-am cunoscut. Deci, și mă miră foarte mult că în continuare, nu știu cum admit timișorenii, ca purtătorul de cuvânt al evenimentelor de Avinșoara, să devină acest major Radu Tinu, fost nu este purtătorul de cuvânt. Nu, l-ați întrebat, domnul Tocăbă, adică vă înțeleg. Nu. Că l-ați întrebat ca un om specialist. L-am luat, exact, secrete. Intervenția a fost tocmai în această idee. Da, dacă serviciile secrete românești, adică securitatea, avea informații și care erau acelea. Ce să spună un securitate? Da, erau ăștia. De la ambasada americană, care a venit să intereseze, să afle de soarta pastorului Tăciș, nu era niciun alt nume. Am consultat aceste la procuratură, aceste agende. Deci el personal n-a avut... Doamna Lucia Osulongin, spuneți-mi, vă rog, cine sunt cei care au fost omorâți, împușcați la Timișoara și arsi la crematoriul Cenușa din București? Identitatea lor a fost dezvăluită, se află în memorialul Revoluției de la Timișoara, afișat pe pereți, cu portrete, cu biografii. Sunt toți luptători între 20 și 50 de ani. Cea mai mare parte sunt oameni de 20 de ani. Și probabil că dacă ați face mai multe discuții, și noi ne-am propus să facem anul acesta, aceste discuții sunt mult mai limpe și mai interesante decât tot ce s-a făcut. Deci în acest eu am declanșat dezbaterea asta. Aberant. Am declanșat dezbaterea asta și vor urma alta, și altele. Se problema e că nu mai trebuie să facem să facem mai detașați, mai să facem mai la rece, pentru nimeni că nimeni nu merge la Timișoara să descopere că de fapt la Hotelul Continental, așa cum s-a vehiculat tot de fosta securitate, că erau nu știu câți turiști. Noi am verificat listele, nu a fost niciun plus de turism în Timișoara în acele zile. Sunt niște minciuni, legende care se perpetuează de la an la an și care rămân. Deci părerea dumneavoastră, părerea dumneavoastră este că agenții sau serviciile secrete n-au acționat în acele zile în Timișoara. Știți că puteam să spunem prin absurd că erau 2-3 persoane din Ungaria, din Germania. Acolo erau mii și zeci de mii de oameni s-au adunat în 3 zile la Tăcheș. Asta este foarte clar. Adică nu, și eu când Tăcheș le spunea, că se spune că și Tăcheș a fost un agent, le spunea, vă rog să nu mă mai păziți pentru că veți fi arestat, vă rog să părăsiți aceste trotuare. Aici cred, aici cred că nu trebuie să punem în discuție ceea ce a însemnat Revoluția Română, pentru că altfel vom fi acuzați până la urmă. Ascultați-mă o secundă. Da. Vom fi acuzați că poporul român n-a fost altceva decât un agent al CIA sau al serviciilor secrete, pentru că a acționat și a făcut Revoluția. Dar totuși sunt niște discuții. Deci dumneavoastră spuneți că n-a existat. Nu a existat. Deci în materialele securității, în tot ce s-a găsit sau la cei pe care au fost arestați, nu există nicio notație, niciun document prin care să rezulte că Radu Tinu și echipa lui ar fi urmărit în perioada premergătoare Revoluției agenți la Timișoara. Cu excepția secretarului 2 de ambasadă, altcineva nu a fost care urmărit. Care venea oficial, deci, nu venea simple ca agentul. Ale domnului când veneau și la mine ambasadă, nu bun. Se masca un alt. Mulțumim mult pentru bine, intervenție. Bine, și eu vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mare plăcere. A fost foarte bun. La revedere. Bravo. Noi am pornit astăzi de la un documentar. Un montaj. Care este o sumă de enunțuri care țin de teoria conspirației. Domnul Curezeanu, acest montaj a fost vizionat de milioane de telespectatori. Da, cu atât mai grav. Da, vă rog, întrebați-mă. Nu vreau să semăn cu autorii acestui film, adică să fiu și eu cumva așa bătut în cap de teoria conspirației. Dar de ce acest film se face și se difuzează acum? Pe dumneavoastră încercați să găsiți un răspuns. Pentru că în sfârșit s-a aflat adevărul? Sunt lucruri cunoscute din 1989. Și de Miklos Nemet, și de Doamna de sub poduri, și de toată lumea din film. De ce acest film se face și se difuzează pe, dumneavoastră, pe rețeaua germano-franceză? Acreditați ideea că România este prea mult pro-americană și că filmul este tocmai în această idee difuzat. Asta a spus la începutul emisiunii. Domnul Costeu, remarca că astăzi România a intrat în NATO din perspectiva Parlamentului Român. Noi am avut o revoluție. Ce facem cu ea? Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat din 89 încoace, deci tot ceea ce s-a întâmplat încoace, toate documentarele, toate reportajele, toate manifestările jurnalistice au acreditat ideea că a fost o scenare, că a fost o lovitură de stat, iar acest film, mai mult ca niciodată, arată că a fost vorba de intervenția reușită a CIA și a serviciilor secrete, inclusiv a europene, inclusiv a KGB-ului, iar noi, românii, ne aflam întâmplători pe aici
și am ajutat și noi un pic. Dar GBO nu există, domnul Maristuc, în acest film. O singură dată. Cum să nu fie? A zis în final. Nu e. Nu e. Nu e. Deci, domnul Cristoiu, deci noi am avut intervenția, o secundă și vă dau imediat cuvânt, am avut intervenția celei care a realizat filmul și am întrebat-o în mod explicit și a spus că da, e vorba de CIA, Serviciile Secrete Europene și KGB. Vă rog. Mesajul cel mai nociv și cel mai discutabil, după părerea mea, lăsând la o parte că ne imbecilizează în corpore, este că se transmite ideea că Statele Unite ar fi avut ceva anume cu România pentru destabilizarea Uniunii Sovietice și reabilitarea Marelui Orient Mijlociu, cum spune astăzi Mircea Joarnă și compania, încă din 1989, și că aici se ascund intențiile strategice americane pe termen lung, care au dus la răsunarea lui Ceaușescu. Și că CIA-ul a venit pe Iliescu la studii la Moscova. Și că din această lectură a acestui mesaj, putem înțelege că nici nu mai trebuie să ne așteptăm prea mult din partea europenilor. E rezolvată problema. Totul este o minciună, filmul este o prostie, spune un telespectator. Altul spune, este reală informația cu coloane de auto ruse. Agenții CIA se deconspiră, sunt contra filmului. Cu ce împiedică Ceaușescu reunificarea Germaniei, întreabă un alt telespectator. Bă, noi suntem mai agenții. Dinescu nu știe că dacă ai relații poți să scoți sau să bagi orice în țara asta. În 89 aveam o foame atât de mare încât eram în stare să fi dat jos și pe Bush ca să bem și noi o Coca-Cola. Mulțumim autoarei pentru faptul că filmul despre Revoluția Română începe să termină în limba maghiară. Domnilor, de ce nu spuneți odată adevărul? De ce vă este frică de documentar? De ce vă este frică de adevăr? În lumina celor prezentate, să înțelegem că așa a zis și teroriștii au fost de fapt agitatori antrenați de CIA. Cineva a pus punctul pe ei. Felicitări, poate că românii mai au nevoie de alții 20 de ani să înțeleagă adevărul. Am 30 de ani, nu am uitat nimic din epoca de aur și îi povestesc filmul meu de 8 ani. Nu suntem un popor de trădători. Mă numesc Mihai, am 16 ani și doresc să vă spun un singur lucru. Am rămas cu gura căscată. Domnul Dinescu greșește. Sunt multe alte documente care demonstrează că a fost o lovitură de stat. Din păcate nu sunt luate în seamă. Am avut senzația unui film comandat de Franța în lupta cu Statele Unite pentru influența în Europa. Aici pierde tot România. Asta e de comentat. Dormi invitați, dacă nu a fost așa, iar teroriștii au existat, de ce nu s-a tras niciun foc spre balcon? În piață totul s-a tras, am fost acolo, un păcălit. Aș vrea să știu un singur terorist care a fost vinovat și condamnat pentru măcelul din piața universității din 21-22 decembrie. Domnul Dinescu, dacă acest film este o minciună, cu ce scop a fost realizat și difuzat după 15 ani? Oare să învie tinerii morți? Sau probabil cineva ne manipulează iar? Am o întrebare. Crede domnul Dinescu că poate să facă să pară mincinos și aduce oameni importanți din serviciile secrete și administrațiile străine? Aveam 8... Așa. Ați văzut că au bătut... Domnule Hurezeanu, cine a finanțat proiectul Europa Liberă și Vocea Americii dacă nu CIA? Europa Liberă nu era complet liberă. Revoluția a fost orchestrată. Dacă în 89 România se afla în stare de implozie, astăzi cum e? Uneori am impresia că mă aflu într-o pușcărie psihică din care nu pot evada că deveni sclav. Dar cum am ajuns să-i cunoaștem acum pe americani? Imposibil să nu-și fi băgat măcar puțin coada. Nimeni nu mai crede că a fost revoluție și nu lovitură de stat. Nici americanii, nici rușii nu doreau mai mult ca noi românii să se temne cu regimul Ceaușescu. Atenție! Până mor, nu-l voi regăta pe Ceaușescu. Sunt foarte amărâtă. Marius, hai să... Vă rog. Nu, eu nu mai stau. N-am ținut să discut despre revoluție aici până dimineața, pentru că... Hai să discutăm acest film. Vă rog. De exemplu, telespectatorii, unii din ei că sunt manipularea pe care a făcut-o domnișoara sau doamna cine. Deci nimeni din cei întrebați din serviciile secrete nu spun nimic. Bineînțeles. Spun niște lucruri generale, iar ea manipulează în așa fel încât, de exemplu, când francezul nu spune nimic despre ce s-a întâmplat în România. Iar spune niște teorii ale loviturii de stat și spune când vrei să răstoarne un președinte și atunci ea vâră în... dându-l pe el, rezultă că se referă la Revoluția de România. Nimic. Deci, încă o dată, și eu am studiat această și am fost printre primele care am lansat ideea că n-a fost chiar revoltă spontană, dar ceea ce facea nu a adus nimic, absolut nimic nou. Oamenii aceștia spun niște lucruri de manual, cu propaganda neagră, cum trebuie să organizezi dizidență și însă, uluitor, și aici trebuie să discutăm, este asta, această teză absolut uluitoare, că Ion Iliescu a fost agent CIA, că a fost ochii care ne dă peste cap tot ce știam până acum și îl bănuiam. Dar și Ceaușescu. Și Ceaușescu a fost pus în America. Altă aberație, că Ceaușescu, un fel de Noriega, l-au pus americanii și că tot ei l-au răsturnat. Deci aici se vede clișeul ei de manual.
este clișeul Noriega. Într-adevăr, există în o istoria, în cazul în care îl pune și apoi îl diabolizează. Ideea aceasta a unui Ceaușescu, încă o dată spun, cu toate, o fi avut și lucruri bune, dacă se face din el piedica în calea unirii continentului european, nu, a fost alt. Deci, și cel mai grav este un film absolut antiromânesc. Și nu prin faptul că ne spune că ei au făcut totul. Uitați-vă că toate această teză cu faptul că 22 de milioane de oameni au stat ca proștii și au trebuit să vină... Nu și-au făcut totul. Ca la rațe, le aruncă niște ori și rațele măcăne. Cel mai grav este punctată cu imagini înfiorătoare despre România. Adică nici pe vremea lui Ceaușescu, ele sunt acum. Eu zic să nu vă mai... Eu nu critic, spun care ți-i urmăriți. Nu. Eu, în Jurnalul Național de mâine, am titrat că revoluția au făcut-o alții și noi, întâmplători, că eram pe aici... Acum, până, nu, să citească secundă. Și unii jurnal. Dar eu vă spun, nu, ca idee, nu, și eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Că suntem luați ca niște băștinași care ne aflam pe aici și am pus și noi puțin numărul la ceea ce au pus la cale serviciile secrete. Dar eu vă spun următorul lucru. Aduceți-vă aminte toate articolele care au apărut din 89 încoace, toate filmele care au fost făcute și care niciunul dintre aceste filme nu acreditează ideea că noi am făcut o revoluție în România. Și că românii au fost niște fraieri, că au fost manipulați, că am participat la o lovitură de stat pusă la cale de alții. Iar acest film e difuzat și e urmărit de milioane de oameni în Franța, în Germania, în ce perioadă? Într-o perioadă în care urmează să ne integrăm sau nu în Europa. Știți de ce? Din fericire, nu. Într-o perioadă în care suntem acuzați în Europa Occidentală de dublu limbaj, de construirea unei autostrăzi cu americanii, deși de faptul că nu ducem la capăt reformele în țară. Și atunci, imaginile de astăzi, imaginele care ne arată ca pe niște neispreviți, toate astea acumulate creează impresia că asta este țara cu care nu trebuie să ne încurcăm în Uniunea Europeană. Știți de ce se întâmplă ce spuneați de 14 ani, domnul Tucă? Pentru că este în realitate mai multe revoluții. Revoluția romantică, revoluția legendară a domnului Hosu și a lui... Dar nu legendare, las mă răcură. Dar toate sunt reale, domnule. Revoluția... A fost o revoltă populară. Eu nu mă bag cu... Revoluția trebuie să aibă ideologi. Deci revolta populară nu poate fi negată. Noi ce discutăm și am explicat aici, ea s-a produs în anumite condiții care a implicat și prezența... Dumneavoastră credeți că există vreo revoluție care nu se creează în anumite condiții și cu complicități din sistemul detronat? Bineînțeles că nu. Păi atunci... Asta și încerc să explic. Da, te excludeți complicități din sistem, domnul... Fără Alex, o și altă greșeală acestui film, totuși, la un moment au fost complicități din interiorul securității. Au fost momente în care nomenclaturile l-au lăsat de brațe. Inclusiv armata, a fost toată complicitatea. Ce am văzut un colonel la coadă la ouă, zice, va cădea Ceaușescu, asta cu un an înainte. Ce dumne, un colonel mai este un cu element o pungă de plastic la coadă la ouă, zice, asta înseamnă că nu mai rezistă Ceaușescu. Domnul Dinescu, mi-am desfăcut cravata, mă dezbrac și de caracter. Mi-am uitat cravata. Mă dezbrac și de caracter. Vă mai spun un lucru. Pentru că am informații, cei care au fost intervievați, vorbesc de persoanele române, personalității române, de exemplu, generalul Stănculescu a stat în casă cu invitații, cu ziariștii, cu doamna respectivă și cu, parcă mai era cineva, a stat 4 ore de vorbă. Cât a vorbit în această seară pe așa film? Așa se face. Vreo 15 secunde. Stați o secundă, de la 4 ore să dai 15 secunde, sau 20 de secunde și ăla mi se pare ideea că au luat totuși anumite lucruri. Să ne înțelegem, mai devreme a intervenit doamna Hosu Longin, care a făcut, a și spus că a făcut nenumărate filme, și dânsa chiar a făcut afirmația, mi-a notat-o, că filme dânsa au prezentat cu precizie ce s-a întâmplat acolo. Dar materialul filmat, interviurile pe care le-a luat doamna Hosu Longin cu o serie întreagă de persoane, mai ales cele implicate acolo la Timișoara din parte, au fost segmentate și nu au slujit decât aspectul unilateral, poate discutabil, că acolo a fost o revoltă spontană provocată de niște tineri. Dar să ne înțelegem, oameni buni, vă întreb din nou. Da, și dumneavoastră nu credeți, stați o secundă. Eu nu cred în revolta spontană. Nu credeți în revolta spontană, dar din momentul în care a fost provocată, a intervenit furia incontestabil populației. Și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, oamenii, tinerii, de cine vreți dumneavoastră, cei care au început să apară Frontul în fața... Frontul Democrat Român, acolo, Lorin Fortuna... Nu aveau nicio legătură cu serviciile secrete. Absolut de acord cu nu aveau nicio legătură cu înșenările, deci, cu conspirații. Nu vă contrazic. Pur și simplu vreau să-l dea jos pe Ceaușescu, se băteau pentru libertate. Deci nu sunt două lucruri care se exclud. Eu am discutat secvența 1, care reprezintă, de fapt, și subiectul acestui filmuleț. Secvența 1 a fost provocată. Să nu uităm că în 20 decembrie armata fraternizează cu poporul la Timișoara.
Iar apoi, mai târziu, armata decide soarta Revoluției și la București. Armata, când armata unui sistem fraternizează cu victimele serviciilor secrete străine, dați-mi voie să cred, că nu mă mai interesează serviciile secrete străine. A, da, bineînțeles. Explicați-mi și mie, cum a fraternizat armata în 20 decembrie cu Revoluția? Nu mai ține minte cum? Nu, spuneți-mi asta, ce mărturie aveți sau probe aveți despre această fraternizare? E notorietate publică că în ziua de 20 decembrie n-a mai tras nimeni. N-a mai tras. Și armata a fost cu noi. Bun, domnul Cristoiu. Domnul Cristoiu. Și Ceaușescu declară Banatul, declară județul Timiș zona închisă. Vă întrebați așa retoric ca să îl puneți la punct pe domnul Urezeanu. Nu vreau să-l pun la punct. A fraternizat sau nu? Care este părerea dumneavoastră? Nu. Deci a existat un ordin foarte clar care a aparținut lui Gușă. Nu a fost vorba de fraternizare. Lucrurile se puteau întoarce. Încă noaptea s-a încercat acest lucru printr-o decizie care a fost blocată tot de Gușă și de Stănculescu. De-aia a arestat pe toți cei din operă de acolo. Nu a fost armata trecută de partea Revoluției, ci s-a oprit pentru a obține o soluție politică. Această soluție politică se discutase încă din 19 decembrie. Și când a fraternizat la Timișoara armata cu populația? Prin momentul când a început să lupte cu ea împotriva așa numitorilor teroriști. Atunci am înțeles, domnul Cristoiu, vorbeați mai devreme că... nu e adevărat. În București, de exemplu, când a fraternizat armata? Când au apărut teroriștii? Când mă îndreptam eu spre televiziune, ca într-un film prost de cubanez, că l-are pe un tab așa, când am ajuns la vreo 100 de metri de televiziune, eram în fruntea unei coloane de 10.000 de oameni. Și de-aia mă enervează la ora asta că s-au dat carne de revoluționar. Păi toate zecile alea de mii de oameni meritau carne de revoluționar. Așa. Cineva a spus, nu mergeți că televiziunea este înconjurată de soldați cu glonți pe țeavă, cu arme. Am oprit coloana așa, ce facem, mergem? Mergem! Eu eram primul acolo, cu steagă, așa, spuneți, mă gândeam, băi, o să mor, ce vreți să spuneți? Băi, ce vreau să spun? Că a fost pe bune. Că în clima când am ajuns la televiziune, erau soldați cu armele alea și s-au repezit fetele, că erau fetele așa, în stradă. Așa. Soldații au aruncat armele, așa, asta vreau să spun. Și atunci a fraternizat armata. Lupoi a fraternizat, domnule, armata. Lasă-mă, Lupoi, băi, eu spun o chestie concretă. Păi armata era în altă parte comandamentului. Erau soldați cu armele din 5-5 metri în jurul televiziunii. Păi și ce vrea să facă aia, domne? Păi nu fac că i-au fraternizat. N-au tras cu... Au fraternizat. Uite, au fraternizat aia 5. Înainte de a apare teroriștii. Teroriștii abia seara, până la 11 noapte, au început să tragă. Domnul Cristoiu. La Tiananmen, armata și-a făcut datoria în China, în datoria, în ghilimele. În România, eu numesc fraternizare asta. Faptul că nu a tras, cum este puțin. Și eram pământat cu un ofițer de armată. Că a încetat tirul în așteptarea unei soluții politice, este tot o formă de fraternizare. Pentru că ei au încălcat un ordin de a apăra până la capăt dictatura. Nu, în baza unui ordin. E ordinul de la Ceaușescu. Ordinul inițial era de a trage. Păi sigur că da. La Timișoara. Și domnul Hărezeanu spune că în momentul în care s-a oprit, este și ăsta un mod de a fraterniza, pentru că n-am mai executat ordin. Între timp a venit un alt ordin din care se spunea, așteptați comanda politică. Dar haideți că ne discutăm până la 4 dimineața. Deci, domnul Cristoiu, scânteia Revoluției Române a fost pusă la cale de servicii secrete? Ce se întâmplă prin scânteie? Povestea cu Tocheș? Dacă vreți. Adică până în momentul în care populația s-a răsculat și a manifestat pe străzile Timișoarei, a fost împușcată, s-a bătut cu... au ocupat sediul Comitetului Județean sau cum se numea atunci. Nu pot să... Poftiți? Nu pot să... Păi până la urmă a zis că ați fost adeptul... Păi am fost adeptul în sensul că se amestecă. Spune, ați scris de nenumărate ori, că vă aduc atât toate editoriale, spuneați... Domne, revoltă, dar n-a fost chiar așa pentru că a fost pusă la cale. Acum nu puteți să spuneți. Păi, eu am spus... păi până acum de ce a scris? Pentru că am văzut filmul ăsta care e atât de idiot încât de vine să renunț la teza mea. Plecăm de la film, da. Toți de aici, cu excepția lui Mircea, am spus foarte clar că au fost clar și implicările serviciilor secrete, dar nu poate fi redusă la nici măcar scânteia aia, la faptul că... Stai, domnul. Suntem logici. Nu s-a dus cineva acolo la Tokyo și dacă era foarte bine în România de atunci, nu puteai să te duci, cum să spun, să arestezi 5.000 de tocheși. Adică, da, de aia nu pot să spun că scânteia a fost pusă la cale. Cum să zic, probabil că până la urmă au fost și, ce spune și filmul, că unele posturi din străinătate, dar nu neapărat pentru că erau agenți.
Pentru că, uite, poate să, un singur lucru, poate, dacă Mircea ezită să spună. Deci, până unde se ajunge cu nebunia? În 88, noi eram prieteni cu amândoi, dar acum el nu mai recunoaște. Cu un domn care se numea Morozov, corespondentul agenției. Cum să nu recunoaște? Păi nu, stai să vezi cum ajunge. Omul respectiv, pentru că scrisesem o istorie care n-a apărut, Morozov, mi-a cerut și a trimis-o peste... Fusese student la filologie, studentul și al lui Eugen Simeon. Am trimis-o peste culmea, în 88, peste graniță, acum spun. Înseamnă că eram agent KGB? 2. În 90, puteți vorba de că nu sunt. În 91, fiind prieten cu Morozov, în aceeași în continuare, băieții de la SRI l-au vărât pe Pavel Coruț, care a ajuns și mare scriitor din ăsta, la Express Magazine. Eu ce vreau să spun cu asta? Că la un moment dat ai impresia că din faptul că Dinescu s-a întâlnit cu ăla, rezultă că e agent. Din faptul că eu m-am întâlnit cu Morozov și venea la mine, nu e adevărat. Nu întotdeauna lucrurile sunt așa de simple. Asta vreau să spun și cu Scânteia. Dom'le, stai puțin, s-a dus cineva, a venit tăia și l-a pus pe tochi. Nu, și eu știu că agenții vin pe ascuns, pitiți, toți acești consilieri, inclusiv ăla care venea cu, avea o funcție la o ambasadă, adică chiar dacă el să se admite că era... Da. Conspirațiile totul se fac pe dedesubt, nu se fac așa. A existat un acord între ruși și americani că războiul rece se termină și că vestigiile astea staliniste dispar. Clar, da. Asta era vântul care bătea în țările de est. Domnul Grezeanu. Cum dispar? Asta răspund. Cum au dispărut? Într-un fel sau altul. Păi... Dar nu vestigiile. Relicvele, nu vestigiile. Relicvele, nu vestigiile. Dacă în seara, dacă vă amintiți, la un moment dat Ceaușescu, imediat după Timișoara, s-a enervat. Există un document și a vrut să-și dea demisia. Care document al securității? Nu, domnule, nu al securității, la Comitetul Central. Păi și noi, și cum? Mobușa, nu plecați, tovarășul. Credeți în documentul Comitetului spuneau, Central? Da, tovarășul Ceaușescu, ia plecați, domnule, lăsați-ne în pace, că nu se mai poate, să un dictator. Și în România nu se mai întâmpla, nu mai venea Dinescu la televizor, așa, că au revoluție, nu cumpără nici dracu, că așa erau, dacă vă amintiți. Trăiam într-o lume absolut de necrezut. Și ce legătură are asta cu ce spune? Păi are legătură că acest scenariu cade tot dacă biroul politic avea puterea să bată... Ia du-te, bă, cu asta, cu tâmpita asta de Lenuța care îi dea semințe și lasă-ne în pace. Și punem pe tovarășul Iliescu, prim secretar al Comitetului Central. Și venea Iliescu și ajungea un agent al CIA-ului, prim secretar al Partidului Comunist Român. Și eram și acum comuniști, cred. Spuneți, că dacă dădea de mâncare și dădea pui de gosta la liber, domnul, nu mai era. Domnul Stoianescu spune că niciun capitalism poate mai mult confirm. Dinescu are un sâmbure rațional, într-adevăr. Peste tot în celelalte țări comuniste. Păi așa s-a întâmplat. Îndepărtarea liderului s-a făcut printr-o acțiune în interiorul biroului politic, CPX-ul de la noi. Această acțiune în România a eșuat. Este unul din motivele pentru care s-a ajuns la escaladare, la formele violente și la mort. Pentru că a eșuat acțiunea de acolo din biroul politic. Pe linie politică. Era o întâmplare. Ceaușescu a vrut să plece și l-a oprit. Și tâmpiți l-a oprit. Represiunea sângeroasă. Cei mai mulți oameni au murit după debarcarea lui Ceaușescu. Da, da, până la execuția lui. Pentru ultima dată în această seară publicitate. Only... Ai mei dorm, te servesc cu o cafea? Tată, cafea? Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Cu creditul Domo, avantajele se arată la rată. Fără avans, fără girat și cea mai mică rată. Raiffeisen Bank și Domo vă arată câștigul la rată. Ai grijă de tine, mami. Nu poți să lași lumina aprinsă? Ursulețul ăsta o să aibă grijă de tine. Sună-ți reprezentantul și ia-ți și tu un ursuleț. Fondurile strânse vor fi folosite în campania împotriva cancerului la sân. Digi digi du. Digi digi du. Dots, cremă de brânză dulce cu un veliș delicios. Digi digi du.
Dacă are buline, atunci e Dots. Pentru a preveni formarea plăcii dentare și pentru o senzație de prospețime de lungă durată, ar trebui să te speli pe dinți cu fiecare ocazie. Când nu este posibil, există Happydent Microtec, noua gumă de mestecat cu microparticule de curățare care ajută la îndepărtarea eficientă a plăcii dentare. Happydent Microtec. Dinți mai curați. Prospețime de lungă durată. Prinde pasa jucătorului de aur. Zeci de milioane te așteaptă în fiecare zi de câștig. Fii alături de cea mai bună echipă. Citește Gazeta Sporturilor. Acum, jucătorul de aur mărește miza. În marea finală, Mutu te așteaptă la Londra, iar Chivu la Roma, ca să petreci o zi împreună. Iar în prelungiri, poți câștiga un Seat Cordoba. Autoemoțion. Radio, radio, România radio. Plătești prea mult pentru o conexiune prea lentă? Ia-ți internet de la Zap. Cu orice mobil Zap ai acces la cea mai rapidă conexiune, la cel mai mic preț, 2 cenți pe minut, cea mai ieftină conexiune rapidă. Zap, the next generation network. Află ultimele noutăți de la munte, ca să știi unde să te distrezi cât mai bine cu prietenii tăi. Ursus, regele berii în România, vă ajută să mergeți la sigur. Unde schiem? Când simți că te doare în gât, trebuie să știi că ai de fapt o infecție a mucoasei bucale și a faringelui. Septolete. Când microbii atacă, ripostează. Abonează-te acum la Zap și, indiferent de tipul de abonament, testezi gratuit pe propriul tău calculator internetul de la Zap. Zap, the next generation network. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Africa o țară bună, Africa unde... Domnul Dinescu, sunteți în direct. Păi ce în direct? Să zicem noapte bună, cred că s-a culcat lui. Să ne ziceți noapte bună la soții noastre care mai rezistă. Prezentați-vă revista, dacă nu vreți să mai rezistă. Revista mea am prezentat-o odată, nu? Aspinea săracului, dilema veche pentru cei care n-au adormit. Repede, mâine dimineață. Băi, vă rog, spuneți. Eu am mai spus, lucrăm, am ajuns și noi să croșetăm, din păcate, scenarii, pentru că asta e boala noastră de 13 ani. De ce e o boală? Pentru că în loc să fi spus lucrurilor pe nume de atunci, să fi început niște anchete serioase, să nu vină un procuror care a anchetat chestia să bată câmpii, că n-au existat, de exemplu, teroriști. Când se știe foarte bine, știe și domnul Iliescu, știe și ministrul nou externe, că unii au fost dați peste graniță, trimiși cu avionul, pentru că erau români care lucrau erau teroriști ăștia. Al unor țări, de exemplu, ai unor țări, al unor țări nu din, erau de partea lui Ceaușescu. Deci da, Emil Corezeanu a întrebat... Erau tabere. În 89 erau tabere, erau câteva tabere de inși din anumite organizații din Arabia. Erau lui Ceaușescu? Arabe, erau lui Ceaușescu, care s-a antrenat în România. În deci clipa erau, aia, o parte a securității care au luat apărarea lui Ceaușescu, în mod normal, că deci, nu există ca toți serviciile secrete, nimeni să nu țină cu Ceaușescu. Ăștia au tras, erau trăgători de elită, care o cheau numai între ochi. Așa. De Emil Curezeanu a întrebat acum o oră, ai cui erau ăștia? Ai cui erau ăștia, domnule? Deci nu erau ai serviciilor secrete. Păi cum să fie americane.
Nici de cum. Bun. Ideea că se trebuiau omorâți oameni ca să poată să vină Iliescu, asta era o prostie. Că domnul Stoienescu. Nu știu câta emisiune despre Revoluție. Nu e despre Revoluție. Care... aici vă înșelați, ați participat la o emisiune film, pe care n-ați înțeles. Un film tâmpit da? Despre... Da. Atunci, dați-mi voi să vă spun. Este o emisiune despre un film documentar văzut de milioane de telespectatori din Europa Occidentală. Despre Revoluția din decembrie. Despre Revoluția din decembrie și mai ales despre cum a fost pusă la cale Revoluția din decembrie, de pentru serviciile țară, secrete pentru o țară nenorocită. Ce vreau să spun următorul lucru, și anume, unul din motivele pentru care apar astfel de firme și sunt atât de proaste, este faptul că nu se dă acces la informația în legătură cu aceste evenimente. Și nu este nevoie de acces care să desconspire nu știu ce, ci de câteva documente simple care pot să lămurească foarte ușor pe niște profesioniști, dacă a fost scenariu, dacă a fost intervenție, cât a fost și cât a fost revoltă spontană sau revoltă populară. Atâta timp cât acest acces nu se dă și se ascund în continuare tot felul de lucruri, mâine, poimine, Ion Iliescu o să apară ca agent polonez sau mai știu eu ce, Afganistan și ne putem aștepta la orice. Ne putem aștepta ca într-un film despre Revoluția din România să nu se vorbească despre KGB, absolut deloc, după ce 14 ani au fost pline ziarele de așa ceva, este posibil să apară și lucruri ridicole și este posibil ca niște voci care s-ar putea să fie totuși reale, să zicem, al lui Nemen sau altora pe care i-am semnat aici, să nu mai fie credibile. De ce nu se dă accesul? Nu cunosc. De ce nu e liber accesul? Am făcut nenumărate intervenții scrise oficiale prin care am cerut accesul și mi se refuză, spunându-se, ba că documentele nu există, ba că nu se află nu știu unde și așa mai departe. Deci nu se dă accesul la câteva documente esențiale care ar putea lămuri odată pentru probabil care au condus nu se dorește care probabil au în România sunt și atunci în funcție de conducere. Ne vom da cu presupusul la infinit. Au luat grade nenumărate. Mircea Dinescu, unde? Care a fost unul din eroii Revoluției, va face revoluția lui mai departe cu pasiune așa cum o face și nu va lăsa pe alții. Exact, a trecut la aia grare de multe. Așa. Iar noi va trebui, vom fi chemați de mai multe ori probabil pentru a discuta cine știe ce film patagonez va mai apare de acum încolo despre troglodiții de aici. Domnule, nu e un film patagonez ăsta pe care l-a zis în seara asta. Nu, e un film occidental. Tocmai aici e problema. Că filme patagoneze... Bun, domnul Hurezeanu. Da, acum, n-aș exagera, dar totuși un film despre Revoluția Română care începe în Ungurești și se sfârșește în Ungurești și la mijloc doi negri. Și mai e ceva. Aflăm după 14 ani mai mult de la un fost prim-ministru maghiar comunist decât la un actual președinte român democrat. Da. Ceva nu e în ordine aici. Bun, domnule Cristoiu. Deci, în primul rând, faptul că nu se ia drept, deci prototipul omului care a avut o mare suferință pentru că sacrificându-se, cum spune filmul, pentru democrație și pentru nu știu cine, deci victima terorismului, că e vorba de cineva care a fost în împușcare teroriste, totuși este un fiu unei familii de maghiari, vorbesc amândoi maghiară și mi se pare absurd într-un film despre România, cum să zic, că, pentru că de fapt marea majoritate sigur au fost cetățeni români. Doi, chiar filmul, dacă au murit și maghiari. Chiar dacă au murit și maghiari. Doi, filmul nu aduce, încă o dată spun, absolut, cu excepția declarației acelui prim-ministru, care și eu pot să se îndrăznească, absolut nimic nou și încercarea de a face un film despre toată Revoluția atât de tendențios împinge în aberație și, în al treilea rând, nu întâmplător, repet, acele imagini care n-aveau niciun rost în film. Ce rost aveau imagini de tip cu căruțe, apare la un moment dat un câine care umblă pe acolo de capul lui. Era câinele lui Bușă, la care a murit acum. Deci imaginele sunt venite să completeze această imagine generală de popor absolut imbecil. Adică cine se uită în Occident zice, e normal că ăia au trebuit să stea 22 de milioane de oameni întâmpiți, să vină ăia să le facă totul, pentru că uite cum sunt. Uitați-vă la acele imagini, cu excepția negrilor ălora, care par mai acum intelectual. Și mesajul subliminal, uitați pe cine vrem să aducem noi în Europa. Asta sunt de acord, dar eu mă întreb încă o dată, eu știu că i s-a îndeplinit încă o dată, să spun, în această numai seară. Numai în filmele chinezești am mai văzut, alea de pe vremea lui Mao, erau da. Scene de-astea
intrau japonezii, care de obicei erau mici și crăcănați, așa, și chinezii nu știau ce să facă. Și unul deschidea cartea la Mao și spunea: când China este invadată de dușmani, trebuie să luăm armele în mână. Luau chinezii armele în mână și împușcau pe chinezii armele și urâți. Cam asta. Cam așa e scenariul acestui film. Băi, toți japonezii, băi, cum erau? Băi, nu pleca. Băi, așa ca niște maimuțe. Mici urât. Și chinezii erau înalți, mari, așa. Și se lumina ecranul când deschidea aia cartea lui Mao. Ce dușmanul trebuie întâmpinat cu arma în mână. Și ieșeau, războiul subteran se chema. Și ieșeau aia din sobe, din găuri, de canal, chinezii. Îi zăpăceau pe japonezi. Cam așa am făcut și noi la da, revoluție. Termina cu ungurii, trecut la chinezi. Ca să închem. Lovitura acestui an și acestui insert și ultimul 14 ani este demonstrată în putere film că domnul Ion Ilescu a fost agent CIA. Felicitări, eu... tovarășul Ilie. Gata. Noapte bună, București. Suntă, hai că poporul la nu trebuie să muncească. Asta e o diversiune, nu-i lăsăm să doarmă și nu mai muncesc bine. Și iarăși suntem agenți, ca KGB, vrem să destabilizăm România. Japonezii mari. Lumea și... nu mai muncește. Mâine că s-a fost la tucă la emisiunea aia. Așa au vorbit de revoluție. Au, săraci au tot fost în da, anii ăștia. Mulțumesc mult pentru participare. Emisiunea noastră se încheie aici. Nu mă îndoiesc, vom mai avea prilejul să discutăm despre astfel de filme sau despre evenimentele din decembrie 89, pentru că după 15, aproape 15 ani la revoluție, să sperăm că vor apărea documentele care n-au apărut până acum. Revoluția română, o veche dilemă care se vindecă cu aspirina săracului. Am închis. O reclamă adevărată făcută de un poet, Mircea, un, da, fost, pot să zic un fost poet. Da, nu, nu mai avem cititori la ora asta. Sunt, numai rudele noastre, sunt, se sunt mai cititori. Uită săracele. Mulțumesc mult, ne vedem din nou luni seara la Marius Tucă Show la 22:30. Până atunci o să ne mai vedem duminică cu ocazie cu totul și cu totul specială. Țineți aproape.